Yes! Happy! Shh! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Hey! Bă, e una gravă de tot, bine v-am găsit, dragilor! Fiți atenți, bă, Furdi, nu se poate, mă, Cristi Furdi e aici! Cristi Furdi da, e aici? Da, da, da. Cristi Furdi e aici, mă! Da, da, da. E că la stand-up și Cristi Furdi e aici, ne face o glumă, este! Bă, atenție mare! Ai mei s-au apucat de cântat. Au un coleg de trupă, băieții mei, care vrând să ia legătura cu Bodo, s-a apucat să cânte cu chitară. El cântă foarte bine cu chitară, ăsta mic, Tudor Miron. Și cântă cu chitara și vând să-mi intre pe sub piele, învățat de la ruși. Vine... Așa, ploaia. Așa, fata. Și ploaia și ploaia. Atenție mare, bă, că e foarte tare. El a ascultat fonetic, n-a înțeles foarte bine ce se întâmplă și știi cum cânta? Cum? Cum crezi că îi trăgea gagiu? De la uși. Belarus și Nevada. Pe cuvânt de onoare a fost ceva, îl am pe telefon, dacă vreți să vă dau înregistrarea. Belarus și Nevada, bă, băiatule. E ceva între Belarus și Nevada în zona asta, sigur au făcut un pact. Ribbentrop, doamnelor și domnilor, în deschiderea acestei emisiuni senzaționale, pentru început, valsul în 208 timp. Anzweidrei, Anzweidrei! Începe tu! Am înțeles cum se naște un om, no. Și asta lumii e de ajuns. Am învățat parți cum să cad din pom, și de-asta miercuri m-am dus. Câți la prieten mă-ntreabă joi, dacă vineri ieșim. Unde să ieșim? E vremea nașpa și te așteaptă. Am scris versurile nu care cumva luat de Nevada, luat de Belarus și Nevada, da, să omis vreun vers. Păi n-aveam cum, bă, băi, la texte fii atent, Horiga, că aici e problemă, te-ai înșelat, uite, tu ai uitat un lucru, că la texte stau bine. Îți mai aduce aminte de treaba cu caietul de texte? Hai, mă, despre ce vorbim? Hai, spune-le la tuturor acum, explică-le primele tale texte, așa, dintr-un caiet mare de tot. De la Neața, așa cum se întâmplau de la bar, de la Melody. Doamne și domnilor, bine v-am găsit, suntem la Lucruri Simple. Astăzi vom da mult timpul înapoi. De ce? Pentru că timp de ani și ani de zile m-am gândit cum să mă întâlnesc cu Bogdan, Mihai, Marin și să-i spun un singur lucru. Dragul meu, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Era în 1999 și am fost invitat la o nuntă. La acea nuntă cânta formația Proconsul. Nuntă mică, mese puține.
Ba mai mult, pe vremea respectivă, proconsul vroia, sau cel puțin intenționa, să se numească și Take 5. Dar între timp, au luat Take Proconsul. Dublă cu Proconsul. E bine, atunci, cel care avea nuntă se numea Cristian Furdi. În 1999, Cristian Furdi, aici prezent, se căsătorea. Și ce s-a gândit el, fără știrea mea? Pe cine chemăm noi la nuntă? El a ales formația Proconsul. Bineînțeles că eu am fost și eu invitat acolo, pentru că eram nașul copilului. Augusta să trăiască. E bine, în ziua aceea frumoasă de 9... Când era? Martie? Nu mai țin minte. Era fix 25 septembrie. 25 septembrie 1999. Și atunci am auzit pentru prima dată, la o nuntă, formația Proconsul. De atunci, viața mea s-a schimbat. Ăsta este momentul în care trebuie să spun, după 23 de ani, îți mulțumesc frumos, Bodo Dragă. Hai mă... Vorbesc bă, serios. Nu mă, deci eu cred că tu cochetai foarte mai mult timp. Nu cochetam deloc, absolut deloc. E, tu cântai cu pianul, așa că de câte ori ajungeam la emisiune, te puneai la pian acolo și mai cântai. Emisiunea a început în 2000. Ai dreptate și asta e adevărat. Deci nu, o familie cu tradiție, na, ce să vorbim de... Tradiție, netradiție, eu am venit ca prezentator aici, în frumoasa orbe bucureșteană, și n-am știut de nimeni și de nimic. Iar în 1999, Bodo a făcut un singur lucru. Bodo avea un caiet gros, impresionant, gros. Un biblioraft. Un biblioraft, pentru că atunci nu era YouTube, dar erau versurile. Pe atunci nu era telefonul să te poți uita la el, să zici, Google, help me, Siri, help me. Nu era nimeni și singurul... Și atunci... Era grav de prețios pentru noi. Era Biblia. Făcuse Suedia mult, bă, deci aveam... Deci dacă nu aveam caietul ăla cu 300, 400, 500 de piese... Exact. Acolo, și atunci zic, bă, ce faci tu aici? Uite caietul ăsta. Și atunci poți să-mi dai și mie să xeroxez niște foi cu versuri? Exact. Și atunci Bodo, în 1999, mi-a dat niște foi cu versuri pe care nu le-am cântat decât câțiva ani mai târziu. Corect. Da. Bun, deci asta o să fie o tonă de amintiri pe care trebuie să ți-o spun. Eu nu știu la ce te aștepți tu la această emisiune, de la această întâlnire. Nu mă aștept, dar după intrarea pe care am pățit-o acum, n-am ce să mai aștept. E grav, adică e ok. E grav, e ok, perfect. Mă simt bine că sunt băieții care mă liniștesc aici în stânga. Adică nu suntem numai noi doi. Ar fi fost mai puțin mai emoționant pentru mine dacă ar fi fost și alții. Dar dacă e și domnul Fur de aici, așa. Deci, gata. Deci practic astăzi se încheie un cerc. După 23 de ani ne vedem toți trei în aceeași orânduire. Atenție, fiecare dintre noi având la bază mulți copii, soții, corect. Amintiri. Corect. Multe experiențe muzicale. Așa e. Și post-concert. Amintirile post-concert când ne-am dus. Atenție, ca să înțelegeți toți, noi după ce terminam concertul ne duceam direct în pat. Pentru că oricum nu mai amintesc că sunt bătrân. Și vorba aceea că era noapte, eram beat, nu se mai pune, asta nu e regulă. Nu. Mă rog, dacă îmi spui ceva, poate că mi-amintesc, dar nu știu, nu sunt sigur. Bagă. Nu uitați, castingul pentru Spiridon se desfășoară chiar aici la Oricum Simple. Ai luat proba. Vreau să te întreb, cine ți-a spus prima dată Bodo? Colegul meu de la chitară, de la trupa Asterisk, cu care eu am început să cânt, trupa Asterisk. Aveam vârsta de 13 ani jumate și colegul meu de la chitară, pe nume Vrabie. De Sparrow, ce Vrabie? După Sparrow, care exact, așa. Așa. De ce Vrabie? El de fapt se numește și acum Sorin Lazar, dar Vrăbiuță era Vrabie pentru că... El avea, în permanență, a avut până la vârsta de 30 de ani, 40 de kilograme. De ce 40 de kilograme? Pentru că el și-a dorit foarte mult să nu-l ia în armată. Și cum făcea cât un 41 intra la regim. Când deci era clar, când făceam 41 era grav. Dacă aveai sub 40 de kilograme, nu te lua în armată. Și n-a făcut armata pentru că el în permanență a avut sub 40 de kilograme. Deci era Vrabie, clar. Dar, scuze-mă, tu ai făcut armata? Nu. Nici eu. Bun, continuăm. Dar eu m-am ascuns. Noi... Mama, e mai grav. Eu m-am scutit. La mine veneau și mă întrebau, domnul la ușă, sunteți domnul Marin Bogdan? Și eu spuneam, nu.
Sunt un prieten. Sunt doar aici în vizită. Da, se duceați ordinul de încorporare, dacă nu vine nici de data asta la comandă Ignasol, e vorba de batalion disciplinar, te nu se poate. În ce an se întâmplă asta? Exact înainte să se abroge treaba cu armata în România. În 91-2? Cam atunci, da. Atunci nu mai țin minte din ce. Atunci era și la mine, da. Bă, deci așa a fost. Deci sunteți domnul Bogdan Marin? Nu. Sunt un prieten care lucrește. Dar dați-mi, ce să-i transmit? Dați-mi mie, fără discuție, da. Și într-o duminică au venit, bă, incredibil, un capitan cu un soldat. Incredibil. Îmbrăcați în civil. Adică, nu, te mai uiți pe vizorul de la ușă, știi, de la scara blocului, mai deschis, numai, ce, normal că deschis când vezi doi civili. Cine ce-or vrea? Ce s-ar întâmpla? Tu te-ai născut în București. În București, da. Pe 6 martie 68. 1968, exact. A făcut, anul ăsta a făcut 34, măi, nu, e 50 trecute fix, deci este 34 de ani a făcut anul ăsta și mă întreb, oare părinții tăi au fost așa talentați ca tine la voce? Mama, neavând niciun studiu în ceea ce privește muzica, a cântat foarte ok și cânta cu mine de când eram mic, îmi cânta în pat când mă culca. Îmi cânta când mă adormea, deci și tot timpul prin casă, când fredona câte ceva, îmi doream să cânt împreună cu ea. La scurt timp, după ce m-am apucat să cânt cu ea prin casă sau în pat, înainte să dormim, am simțit nevoia să cântăm pe două voci. Și, de fapt, ea și mi-a dezvoltat și aptitudinea asta de a... N-am auzit niciodată o poveste de genul ăsta. De a putea să cânt și altă voce în afară de vocea principală. Și... Uite așa, ajungând la școală și fiind cooptat în corul școlii, m-au profesoara de muzică m-a ginit din prima că pot cânta și alte voci decât vocea principală și când lipsea cineva de la vocea a doua, de la vocea a treia, trecea pe Bodo, acolo. Asta a fost un exercițiu, cred că, pentru mine foarte ok. Foarte bun. După care, plăcându-mi tare să cânt, mi-am dorit să... Să-mi acompaniez vocea cu un instrument. Era greu pe vremea aceea să ai un pian sau să-ți cumperi un pian. Nu existau clapele din ziua de azi accesibile ca și preț sau, mă rog, să poți cânta în casă. Adevărat. Cu căști, cu date. Și singurul instrument pe care îl puteam accesa era chitara. A fost chitara. Părinții mei, pentru că și-au dorit, tata și-a dorit, de fapt și mama și-au dorit să fac mai multă școală decât muzică, nu mi-au cumpărat chitară. În schimb, o mătușă mi-a cumpărat o chitară de ziua mea pe la vârsta de 8 ani. Deci tu ai cântat la chitară? Da. Mi-am acompaniat vocea și acum cânt la chitară. N-am probleme. Și ușurel am început să-mi acompaniez vocea. Tip-til. Eu nu te-am auzit am niciodată învățat. Cântând. Nici nu trebuie să mă vezi. Când mai bine cu... Îți spun un lucru. Știi ce am făcut? La un moment dat, în momentul în care am intrat să cânt cu trupă. Așa. Cu axeliscu. Prima oară a fost cu trupa ADN. Am cântat în trupa liceului Tudor Vladimirescu cu trupa ADN. Acolo tot era, mă rog, nu era vrabie la chitară, era scrumbie, dar mă rog, tot era acolo. Și da, bă, și ne-am apucat să cântăm conform vârstei și rebeliunii din căpățânile noastre. Cântam piese de rocăreală pe versuri de Bacovia. Pentru că cum sunau o chestie de genul pe versuri? Liceu Cimitir, al tinereții mele. Astea erau versurile de pe... Sau Plumb de la Bacovia, bineînțeles. Plumb pe... Plumb, da, pe rocăreală, direct. Plumb pe rocăreală? Da. Vrei șpriț sau sec? Așa. Sec. Perfect. Pentru Plumb și pentru rocăreală și pentru amintirile tale frumoase. La mulți ani, copii! La mulți ani, dragilor! Atenție, bei un vin alb, Chateau Valvis. Da. Și dacă vrei să-ți dau de bine. O bucată de gheață, îmi spui și voi face în tocmai. Bă, la vinul ăsta o bucată nu poate să fie de gheață, poate să fie de brânză, dar nu de gheață. Măi, ți-am mai ascultat să nu mănânci prea mult astăzi? N-am mâncat deloc. N-ai mâncat deloc? N-am mâncat, dacă mi-ai scris să nu mănânc, n-am mâncat, ce să-ți fac? Să facem lată încă o dată. Baby. Deci fii atent că a intrat pe tărâmul fructelor de mare. Incredibil. Avem creveți fritați. Avem baby calamar. Bă, ce avem acolo? E senzație maximă. Iubire, ce caracatiță. Fructele de mare. Și ăsta sunt cartofi? Cartofi de mare sunt. De mare. Da.
De mare calitate, vreau să spună. Ege, i-am ginit din prima. Băi, l-ai pus un pic de oregano, că nu sunt de mare, dacă nu sunt de Ege. Dumnezeule, uitasem experiența ta spectaculoasă vis-a-vis de pescărie, da, și de tavernele. Da, 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 de la Costas. Ce tare. Ești, ce frumoasă experiență a fost. Chiar a fost o experiență frumoasă? Foarte mișto. Cât ai fost, ai fost patronul acelui loc? Da, vreo 6 ani. 6 ani de zile? Da, 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 6 ani. Pentru cei care vor acum să fie antreprenori, care vor să deschidă o afacere, un restaurant, ce le spui? Da sau nu? Bă, da. Da, pentru că e foarte frumos. Creează, din punctul meu de vedere, spațiu pentru a învăța multe lucruri, pentru a te dezvolta în multe sensuri, pentru că atunci, dacă vorbesc din punctul meu de vedere, eu n-am avut bani să plătesc pe cineva să-mi construiască, să ne construiască, eu și Costas, pentru că eram doi patroni acolo. Eu și Costel n-am avut bani să investim de la început, să spunem, bă, vrem să iasă așa, filțe, lumină, nu, ne-am apucat noi să facem, după cum ne-a tăiat capul tot ce a fost acolo. Dar nu numai asta, în afară de faptul că munceam zi și noapte să construim locul, undeva pe strada Traian 238, da, mi-aduc aminte de... făceam după amiază, că nu era deschis decât după amiaza, când ziua munceam acolo. Tot noi serveam împreună cu Loredana, eram, Costas era la bucătărie, iar eu cu Loredana serveam printre mese, eram, duceam mâncărurile și tot ce vezi aici erau și acolo. Mi-a lipsit chestia asta. Îți dau, îți vând un pont, fii atent. Zim. Cozile se mănâncă, sunt super tari. Și cozile se... nu. Și cozile se mănâncă, da. Și, și cozile se mănâncă? Numai că... Vrei să pun peste tot lămâie? Da. Dragul meu, Horia. Da. Dacă vrei să mănânci crevete și să simți crevetele foarte tare, e capul ăsta pe care... așa? E, lumezi, uite, cap, cartene, da? Și? Ești primul om care mănâncă acel cap de la crevete. Acum... deci tot gustul crevetelui... e în capul lui. În cap, da. Asta, da? Gustul al mării pe care tu îți dorești să ți-l amintești, să deci ți-l trezi de bătână. E pentru toată în viața mea când fac chestia, da, asta. Da, da, da. Mergești bine, că ai dantură bună. Nicio problemă, e foarte ok. Nu-ți rămânoase în gât. Dar mestecă bine. Și o să simți un gust foarte puternic și pregnant de crevete, adevărat. Coada este cu carne, e ok, dar capul... da, întotdeauna capul. Ba, am dreptate? De la Bodovine crevetele. Bine. Da, foarte bună. Băi, ești de bun la cap? Am mâncat pentru prima dată capul de la crevete. Da, capul crevetelui. Ah, mi-a pleznit crevetele, mi-a dat o inspirație divină. Under the sea, under the sea, under the sea, under the sea. Corect. Mai e o fază, fii atent. Extraordinar. Băi, n-am mâncat niciodată, măi... Dacă ți se pare tare crevetele sau dacă prietenii vor da? Considera că e tare capul, da? Se poate doar mesteca și după aia se poate scoate și spune departe, ca și os. Dar gustul din capul crevetelui e genial. Te-ai fost vreodată invitat la o emisiune culinară? Nu. De ce? Scuză-mă puțin, scuză-mă că te deranjez, dar tu ești o mină de aur pentru orice emisiune culinară din țara asta. Pentru a doar în viață crevete, capul crevetului. Lasă-i mă în pace, că sunt alții care fac emisiuni culinare. Băi, fraților, luați capul de la crevete. Da. Am mă, scoici midi, bune de tot, bune, bune și astea. Ia. Și midi. Calamarul e foarte ok. Avem baby caracatiți acolo. Și niște peștișori. Mai târziu și midi, da. E de bine, nu-i de rău. Eu vreau să scot de la tine astăzi toate amintirile posibile. Bagă. Dacă mă vezi plângând, datorită acestor amintiri, lasă-mă să plâng. Și vreo melodie cu lasă-mă să plâng? Era o piesă de aia cu lasă-mă să te iubesc. Ăsta e gaz pe foc. Nu, gaz pe foc. Nu contează. De când eram noi mici? De când eram noi mici. Bun. Vreau să-ți încerc acum memoria ta elefantină și să-mi spui, te rog frumos, dacă mai știi care a fost prima ta apariție alături de trupa Proconsul la televiziune. La televiziune. Dacă vrei să îmi transmiți morse prin buze, nu ai reușit, nu am înțeles nimic. Bă, nu mai știu, crede-mă. De asta sunt eu aici. A, nu vreau să fac o... nu, lasă-mă bine să fac... te rog eu. Deci, după nunta lui Cristi,
v-am auzit cântând. Bă, dar eu pot să spun și de ce am ajuns proconsul. Uite, tu nu mă... De ce ai ajuns proconsul? Pentru că noi cântam la un bar numit Melody, în capitală. Așa. Și pentru că am cântat mult timp acolo. Mm. Și mult timp care a însemnat multă experiență pentru noi. În făurirea brandului, cum se zice, de voce, cum se zice. Pentru că noi cântam multe piese de la multe trupe. Corect. Cover-uri multe. Da. Și astea au... multă lume, uite, un prieten comun, un prieten comun, Cristi, și tu știi. Așa. N-a fost rău intenționat, dar atunci când eu, de exemplu, mi-am exprimat dorința de a cânta pe scenă, a lăsa barul deoparte și a face scenă cu piese, compoziție proprie, cu un artist corect, individual, așa, ca și proconsul, el ne-a spus, bă, voi sunteți prea bine ancorați în cârciumă reală, voi cântați prea multă cârciumă și nu știu dacă o să poți să ai o identitate de un brand anume, știi? Și uite că n-o să dau numele, dar mă bucur că... S-a înșelat, pentru că știi cum a fost la, aici? Noi am luat de la fiecare, uite, Dragoș cu chitară îi plăcea de Lucatăr. A luat de la Lucatăr, dar a luat și de la Vai, dar a combinat și din aia a ieșit brandului de chitară. Din luatul meu de la Simon Le Bon, și de la Billy Idol sau și de la Joe Cocker și de la George Michael. Și combinând, a ieșit brandul Bodo. Ce mi-a plăcut. Mă rog, asta, fiecare a scos un brand pe piață, știi? Și cumulate toate au dat brandul Proconsul. Au dat Proconsul, fără discuție. Și Robert cu influențele lui frumoase de pian și toată improvizația aia nebună. Și cu gălăgia enormă pe care o are în cap Robert, pentru că și acum are o gălăgie enormă, deci el este înfrânat foarte tare. Să nu... El are... Aude niște voci. Aude voci. Aude voci. El aude din prima... Da, Robert e foarte bun pe voi singur, așa, adică el are, când se extinde cu armonia, îi place să... Și câteodată atât de complicat încât noi spunem, bă, nu se mai cântă chiar așa, hai să încercăm să, da, e frumos ce face. E foarte frumos ce face și vreau să spun că el n-a știut asta niciodată, dar pe Robert l-am dat exemplu de foarte multe ori la backing-uri. Da. Voi, fetelor care vreți să faceți backing, dacă voi sunteți atât de implicate, studiați-l pe Robert. Pasionate de muzică și vreți să faceți backing, uitați-vă cum face domnul Robert Anghelescu, cât de frumos deschide gura pentru a asigura exact de la ruș vine fata. Adică uitați-vă ce dicție are. Cât de tare se strâmbă. Robert se strâmbă. Băi, nici nu mă interesează cum se strâmbă, uite ce bine prinde sunetul. Robert nu poate să vorbească în timp ce cântă. N-are cum să vorbească. Și pentru că nu poate vorbi în timp ce... Acum, hai, după atâta timp, mai poate comunica. Dar el înainte, când voia să-mi spune ceva, de exemplu, avea, în timpul cântării, avea el o idee strălucitoare. Așa. Și spunea, bă, piesa următoare în concert ar trebui să nu fie cea care urmează, să fie alta, să schimbăm piesa. Și voia să-mi comunice asta. Și auzeam din spate. N-aveam in-ear-uri pe vremea aia. Da. Și auzeam... Bă, da! Și mă întorceam. Le vedeam pe Robert. Exact așa face. Adică îmi spune el când se termine piesa, că nu poate face. Deci cam asta era situația cu Robert. Și a cumpărat, eram în Suedia și a luat prima lui clapă, mai bună, mă rog, nu mai știu ce clapă și-a luat atunci. Și era în camera lui de pe vapor, clapa în față, căștile băgate, pusă pe urechi. Eu eram cadrul ușii și mă uitam la el, cum se auzea în cameră. Ușurel. Și el. Eu eram acolo. Extraordinar. I-am spart pe ăștia când ajung acasă. Să vezi ce clapă mi-am luat eu. Cam asta era. Eu înțelegeam și zic, băi, Robert, tare de tot. Extraordinar. Pe Stena Line, nu? Pe Stena Line, exact, bravo. De mă, cine știe, recunoaște. Am învățat tot ce știu ce trebuie. Așa. Deci vreau să spun că Robert și astăzi e la fel. Da, adică eu am avut șansa să vă cunosc pe toți foarte bine, să vă cunosc exact cum sunteți voi, dincolo de camere, dincolo de public. Bă, să știi că el avea niște complexe vis-a-vis de tine. De mine? Da. De mine? O să-i spulber toate complexele astea de acum.
pe care le-ai avut până acum, cu emisiunea nu, de acum. Nu cred așa. Păi, prin ce vorbești, el avea impresia că tu nu îl apreciezi pe el. Uite, vezi? S-a mai spulberat un complex. Ai înțeles? Eu ți-am zis. Așa e mai fițos. Nu, singurul, fii atât aici. Deci eu am avut în viața mea vreo câteva entități artistice, să le spun așa, după care m-am luat tot timpul. Una era proconsul la Capitol Muzical și după 99, după ce am descoperit la nunta lui Cristi, mă duceam după ei. La un dat, pe bune, atunci credeam că deranjez. La un dat, hop-sop, undeva pe la, într-un club, eu datorită vouă am descoperit cluburile din țară. Ce tare! Și la un dat mă trezesc pe la Constanța, pe la un Iguana, sau cum, nu știu cum zice, unui club. Un club care nu mai există. Care nu mai există, mă rog, multe, asta e viața. Că... Și am intrat, la care Dragul zice, a venit ăla iară. Era venit ăla. La mișto, nu vă gândiți că bun, era... Bun, și mă așezam în fața scenei, stăteam așa. De la rușine! Dacă mă filmai, parcă eram... În liniștea mea eram în vârtejul amețitor al versurilor trupei Proconsul. Și bineînțeles, la un moment dat așteptam un singur moment. Când? Deci, cred că aveam fața aia în care zici, știi, dacă îți ridici ăsta, uite așa, dacă ești serios și dacă îți ridici așa fruntea, face așa. Știi? Așa eram. Some people leave their dreams. Some people close their eyes. La care Bodo, în mărinimia lui, în marinimia lui, că îl cheamă Marin Bogdan, da. Zice, hai mă, Robert, hai mă. Urcam pe scenă, abia așteptam să... Deci atenție, era în 1999-2000, eu eram bâtă cu... N-aveam niciun... chip, sub niciun chip nu aveam în intenție să fac o orchestră, pentru că era o chestie mult prea mare pentru mine. Eu de la tine am învățat cum să o comport cu lumea de după. Da. După ce se termina concertul, Bodo stătea acolo, își lua o bere și stătea acolo cu... Da, draga mea, sigur că da. Mă uitam așa la ei și de fiecare dată, pe vremea respectivă, era un câr de femei care stătea la diverse poze. Și mă uitam, mamă, ce tare să fii vedetă, rock. Bă, dar cum sunt? Mă, și uite... E greu, mă. Și atunci în mintea mea s-au format primele idei despre, băi, eu trebuie să, dacă vreau mai mult, trebuie să fac mai mult pentru mine. Trebuie să-mi pun funduri la bătaie și să muncesc, să creez muzică. Și încet, încet, sau, te rog frumos, îmi dai și mie niște versuri de la melodie. Iar Bodo a fost unul, și acum am versurile lui pe care mi le-a dat cu 20 de ani în urmă. Da, mă, da. Iar după aceea când am început să cântăm și noi cover-uri, primele lucruri erau cântecele de la Bodo. Adică erau clare melodiile pe care le cântam. Dar până la melodiile pe care le cântam, vreau să-ți atrag atenția. Dragul meu prieten, Bogdan Mihai Marin, zis Bodo, prima ta apariție s-a întâmplat așa. După ce am fost la nuntă, reiau, ce să fac, m-am dus la TVR. Eram la TVR și am zis, băi, am descoperit o trupă senzațională. Au o singură melodie. Mișto. Bă, mișto! E super. Și am început să... Hai să-l luăm. Pe vremea aia lucram cu Manoliu. Da. Cu Dănuț. Și fii atent aici. Eu eram încântat de trupa pe care o auzisem, care se lega, care avea cel mai bun sound de pe piața românească. Și vorbesc în cunoștință de cauză. Cel mai legat, omogen sound, Proconsul. Vor să zic că Take Five, dacă cred că o să ajungă la Proconsul. Și la un moment dat zic, hai să vină la... Eram într-un studio 3, au venit, eu eram cântat că au venit. Veniți aici. I-am pus într-un colț și la un moment dat, oamenii din studio nu cunoșteau cine e Proconsul. Și acolo am avut primele mele, băi, vă rog frumos să nu zic, ăștia sunt niște artiști, mă. I-am văzut eu la nuntă, sunt bestiali, lăsați acolo. Și acolo a fost prima dată, într-un spectacol spre finalul anului 99, când ați apărut la TVR și ziceam, băi, așa de mișto e trupa asta. Și cum se leagă toate, era nu, Corci nu, la, da, la bas, Corci la bas, da, da. Era la tobă... Vali la tobă. Da. Era un lucru formidabil. Iar ulterior,
drumul meu prin țară după ei a fost unul dintre cele mai... Practic învățam la fiecare concert și de fiecare dată așteptam, jenat fiind... Vreau să mă invite? O să mă cheamă pe scenă? Nu. Eu sunt un simplu prezentator. Ce să fac cu oamenii ăștia cu zi? A venit și... iar a venit Brânciu. Și știi... Obraz Nicola, da? Iar vrea să cânte. Nu e adevărat, eu nu ziceam obraz Nicola. Glumesc, mă. Băi, aș vrea să spun și eu ceva. Zi, vei. Deci, prima persoană care m-a urcat pe scenă să cânt, din păcate n-ai fost tu, ci a fost Bodo, care m-a chemat pe scenă să cânt Jesse. Jesse changed the picture about how it's gonna be. Now I should know better. Your dreams are never free. Tell me all about girl meeting trailer by the sea. Jesse. You know you can always sail out of dream to me. Jesse, you would always sell anything to me. Ta bere bim bim bim. Mă rugam la final așa să mă ia și pe mine să cânt o piesă. Da, bă, Jesse. La bar la melodii. La bar la melodii. Da. Tu ai fost la bar la melodii. Repet, când erai un tânăr șturlubatic. Pentru că acolo el cu piesa respectivă vrăjea balerine. Ia vină cu așa. Stai. Vrăjea balerină. Era magia. Aceeași față, fiind de aici. Cântă tu melodia cu care într-adevăr vrăjea balerinele. Fiind de aici, nu fiind de aici. Tu aveai o melodie. Era pe Maghero un club, bar, habar n-am. Gangsta's Paradise. Fiind de aici, fiind. As I walk to the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's not much left. Păi da, mă, dar mai e o fază. Fii atent, Cristi, nu știa că tu îți mai aduci aminte. Dar când a venit Coolio în țară, el a fost omul care l-a preluat de la aeroport și a stat cu el toată perioada. Și cine crezi că era la cerbul de aur să-l aștepte? El. Eu. Și ce s-a întâmplat cel mai tare? Da. Este că trebuia Tom Jones să cânte sâmbătă, dar Tom Jones a cântat miercuri și atunci l-au luat pe Coolio ca să cânte sâmbătă. Televiziunea română nu știa ce cântă Coolio în afară de piesa aia. Bineînțeles. Și a cântat acea piesă în direct la TVR, după care a început el cu fac, mac, mă, și... S-a terminat recitalul. Băi, Cristi Furdi face parte din dinozauri, din echipa de dinozauri care au avut șansa să-și întâlnească artistul favorit, cum e Gil Dobrigă. Gil Dobrigă l-a întâlnit pe Ray Charles la Cerbul de Aur. Da. Cristi Furdi l-a întâlnit pe Coolio la Cerbul de Aur. Și au stat cu ei, au avut momente apropiate cu ei. Ce tare de tot, dinozauri. Da. Sherry Crow. Cool, right, baby. Da. Și eu când am prezentat Cerbul de Aur, am avut șansa să o întâlnesc pe Andreea Marin și pe Tania Budi. Hey, și vorbeau și limba română, înțelegi? Refren. Still not the most alive, need a gangsta's paradise. Been spending most of lives living in the gangsta's paradise. Oh, I get it. Asta e altceva. To see. Îmi cer scuze. Vă rog să scuzați pe Cristi. De curând este tătic. De câteva zile este tătic. Și a uitat toate versurile de când a venit noua lui fetiță. Păi da, pentru că acum sunt cu Țițilica, iubita și... Păi iubire, bă, ce tare, ce experiență tare. Și toată lumea, tell me how the... Tell me how we so blind to see. Dar ce mișto e să cânte trupa, bă, de mult n-am mai stat să văd trupa cum cânte și băieții. La un pahar de vin bun, cu fructe de mare. La un pahar de vin bun se întâmplă la momentul oportun. Eu simt că deja adie briza. Adie briza. Mamă, păi și pe asta o știu, nu știu de ce mi-ai făcut, mă, tu texte. Eu le știu pe astea. Fii atent, vor urma. Știi de ce le știu pe astea? Pentru că eu le-am scris. Ce?
Noi nu le știm. Surpriză, puneți căștile, că se aude foarte bine. Păi noi, stai așa, știi cum e faza la următoarea piesă? Colegul nostru de la Tobe Vali, care era din Chișinău, și avea chef să bea o bere foarte tare, mi-a luat inima, era trupa, piesa mi-a luat inima, era undeva pe la mijloc final. Aha. A, da, 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 că era și... cu aplauze. Da, și colegul nostru de la Tobe făcea: Budacule, da, Vali, hai, m-a luat inima și am plecat, gata. M-a luat inima și am plecat, asta era expresia direct. Vali, te bubăm oriunde ești. Aproape de perna mea am găsit urma chipului ei. S-ar putea, s-ar putea, îmi spune cineva, s-o găsesc și pe ea. Oricum, ea nu e departe, am s-o caut și-am s-o găsesc. Am s-o întreb, de ce iubita mea m-ai furat, m-ai furat, m-ai furat inima, m-ai luat inima și-ai plecat. Nici măcar nu m-ai întrebat, de-acum toată viața am să te aștept. M-ai luat inima și-ai plecat, nici măcar nu m-ai întrebat, de-acum toată viața. Strada mea am găsit urma pașilor ei. S-ar putea, îmi spune cineva, s-o găsesc și pe ea. Oricum, oricum e, nu e departe, am s-o caut și-am s-o găsesc. Am s-o întreb, de ce iubita mea mi-ai furat, mi-ai furat. Câți dintre dumneavoastră știu, dar astăzi la Horia Brenciu podcast lucru se avem de prezentat, am să te rog, Horia, pe piesa asta să prezint și echipa care în stânga mea. Dragii mei, ne aflăm la acest podcast lucru simple, la chitară Cristian Cresu. Cine bate toba mare este chiar Vali. Este un târgoviștean, el este Marius de Wino! Bravo, Marius! Dar, să nu uităm pe Shrek! El este Su-Su-Su-Surio, sunetistul nostru! Bravo, Shrek! Și asta alături de toată lumea care înseamnă Răzvan, la gimbal și în camere! Andreea! Mă îmbrăzișează, ne aduce imediat felul 2. Și bineînțeles Andrei, care stă acolo alături de Cristi Furt din toată lumea. Nu mai întreba.
Bă, foarte tare. Bă, am o întrebare. Da. Pot să întreb ceva? Te rog. Bă, Cristi. Da. Tu nu te vezi că noi suntem bătrâni și obosiți? Tu, deci, omul ăsta, deci voi ați scos toate piesele, măi Mariuse. Toate. Din original, mă, mâncava și gura voastră. Le cântăm și noi cu un ton mai jos. Oh! D-alea. Deci suntem, băi, Horică, tu în concerte... O să ai o surpriză, dar chiar... doar astea două sunt din tonalitate originală, restul... Ne te-ai gândit la noi, nu? Da, da. Să mă cred că mă știu la ce te referi. Vreau să-ți mai fac niște declarații astăzi, că este ziua declarațiilor. Iartă-mă, dar aici s-au terminat niște, s-au vărsat niște vinuri. Așa le trebuie. Cred că cineva... Păi, dar era culmea la tine, la cât te agiți, sau nu toată lumea știe, să nu se voie verse un vin. Da, eu sunt oricum... agituțul. Atenție mare că s-a și salvat ceva. S-a spart? Nu, e salvat, că nu s-a vărsat tot. Nu, la mulți ani. La mulți ani, dragule. Bine ai venit. Bine. A fost doar de tine. Ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru. Pentru că... Deci trebuie să spun acum ceea ce nu ți-am spus niciodată. Iartă-mă. Fii atent deja. Eu am niște inflexiuni pe care le-am... Așa cum tu ai spus că te-ai inspirat din mai multe locuri și eu la fel am făcut. Dar la capitolul melodiilor ăsta de pop-rock m-am inspirat, practic eu am luat tipologia timbrului lui Bodo. El când așa, mi-ai luat inim. Deci dacă nu pui carne în voce, omul ăsta m-a învățat că dacă nu pui carne în voce, mi-ai luat inim, nu merge așa. Apă Bob Dylan. Nu merge așa, trebuie să fii responsabil când cânți, mai ales piese care trebuie să însemne ceva. Adică presiunea pe microfon, de la tine am învățat-o. Corect. Deci mi s-a părut o chestie foarte clară. Iar ceea ce urma și cu De La Ruș, și cu toate... Și stai cu... un pic, acum nu vreau să te laud, dar să știi că în afară de treaba asta... Ți-ai făcut treaba foarte bine, că tu ai învățat, să zicem, presiunea pe microfon, ok? Și îți mulțumesc pentru aprecieri. În schimb, tu ai piese unde folosești și vocea de cap și yes. Foarte ok, foarte mișto. Yes. Și care duc la un produs finit de mare calitate, foarte ok. Îți foarte mulțumesc tare. Foarte frumos, dar trebuie să-ți reîntorc. Astăzi vor fi numai amintiri și contre... de saluturi tovărășești. Deci, fii foarte atent, fii atent ce spun. Bagă. Dragii mei, acum e momentul să spun, în fața onorate instanțe de pe YouTube, în fața algoritmilor mei, eu cred că cea mai bună voce masculină din România este a lui Bodo. Mă rog, e pe timbre aici. Da, sunt mulți care au voci bune. Când ți-am dat telefon, alo, Bodo, uite, vreau să te invit la podcast și după ce ai închis cu mine. Loredana, hai să spun o veste. Ghici cine mi-a dat... Ai făcut așa? Ghici cine mi-a dat telefon? Da, s-a bucurat, să știi, Lori. Pe bune? Da. Nu ne-am văzut de mult. Și ce dacă? Ea te apreciază enorm de tare. Deci... Bă, pentru cine nu înțelege, în spatele omului de televiziune pe care îl vedeți voi sau artistului de pe scenă, în spatele lui există, după cum vedeți și după zâmbetul lui, există omul Horia Blenciu, care are un suflet absolut genial și un suflet foarte bun. Am stat o grămadă de timp în preajma lui, sau mă rog, în aceleași combinații cu el și am putut să-mi dau seama că Horia Brenciu nu se ceartă cu nimeni, că nu se ceartă. Deci n-a avut niciun scandal, nu poartă râcă cu nimeni, eu nu l-am văzut vreodată purtând vreo sâmbetele cuiva sau certându-se cu cineva. Și nevastă mea apreciază și eu și ea, noi ca și familie, apreciem tare mult lucrul acesta. Îți apreciem familia și de aici toate gândurile bune care pleacă spre tine, sincer. Una din primele melodii pe care am luat-o de la Bodo și am pus-o și am cântat-o la primele, Cristian, la primele noastre concerte de cover, este... E ușor. So, senior Cristian. Closer and closer, baby. I wanna make you feel all right. Hey. It's a Rivo Coronaiki. Hey, oh, I wanna make it up, da-da. That's why I'm easy. I'm easy.
Băieții merită ceva de la bar că n-au făcut modulația, frățioare, foarte bine. Orice de la bar. Hai, mă, că suntem bătrâni și obosiți, avem de mâncat, stai așa. Asta e așa. Bă, da, și am pus să cânt în toată seara? Nu, doar jumate din ea. Mănânc o scoică. Doamne și domnilor, dați-mi voie să vă spun. Că mănânc capul la crevete. I eat the head of the shrimp. Da, da. Asta e partea cu carnea? Nu, zi mă că nu e bun. Băi! E gustos. Ce înseamnă limitele omului? Corect. Acum să nu te-a pus să mănânci scoica cu două cochirie. Gândește-te că acum, după 20 de ani, după 20 de ani de ceru. Gândește-te câți? 21 de ani de ceru. 21, chiar 22. Corect. Dacă stau bine să mă gândesc. Gândește-te câți părinți nu au copii de 21 de ani concepuți pe cerul. Iartă-mă, dar asta e adevărul. Așa e. E adevărat că noi nu știm când s-a făcut septembrie. La noi septembrie când se naște 9 luni. După 9 luni de septembrie. Asta e toată chestia pe care nu s-a spus Cristian. Corect. Dar acum 21 de ani, câți ani are? 21 de ani. Și tot cu... Da. Tot cu... Da. Da, și... Bă, din fericire, da. Știi că de fiecare dată și americanii făceau lucrul ăsta când prezentau emisiunea? Băi, dacă există o explozie demografică, este pentru faptul că eu sunt, zicea Jimmy Carson, și toți prezentatorii de la NBC, e pentru faptul că vă uitați la mine și în fiecare seară stați acolo și după terminarea emisiunii vă stimulez și așa mai departe. Dar asta nu contează. Asta e laudă, dar la el e laudă, mă rog, la noi, cel puțin și la tine, mă rog, dar noi avem, nu ne vin la scenă, bă, la scenă, da. Și asta este, de câte ori vin, știți că pe piesa aici știm. Știm, noi ne-am cunoscut, știm. Și să știți că la nuntă am dat asta, știm. Știm, da. Dacă puteți să cântați la nunta noastră, știm ce trebuie să cântăm la nunta voastră. Da, corect. Oh, doamne. Da. Când cade un fulg, ce piesă crezi că încep să cânt? Prima zăpadă. Bă, ce deștept. Bă, ești deștept, auzi. Prima zăpadă va veni și nimeni nu va ști când se va arăta. Primul fulg de nea l-am așteptat împreună la geam și așteptând când m-ai atins, un foc în mine s-a aprins și atunci prima oară a nins. În palmă un fulg am prins. Am înțeles că e un mister, cum cade dragoste din cer. Prima zăpadă din suflet mi-a adus odată cu ea toată dragostea în noi s-a strâns. Zăpadă de-atunci nu s-a mai topit, noi ne-am ascuns și zăpada ne-a adăpostit. Din flori de gheață am ridicat un castel pentru noi doi, când vara va fi toi, va fi iar pentru noi. La pol nor pentru un an voi fi vecin cu Moș Crăciun și-am să-l bat la cap mereu în noaptea de ajun. Dar să-ți stea inima mea când vei primi acest cadou, va începe să ningă din nou. Zăpadă va veni
prima zăpadă va veni, prima zăpadă va veni. Prima zăpadă. Băi, extraordinar. Mi-ai dat o idee teribilă. Dacă rezistă Nicu Șordan până la în iarnă, o să o propun la Primăria Capitalei prima asta, piesa asta pentru prima zăpadă, care va veni în București. Sincer, da. Băi, cu Moș Crăciun e frumoasă, mă, ce e nasoală, nu e trivială, nu e bine? E frumoasă, rău. Doamne, 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 doamne. Dă-te de... atent, tu mă pui să când, fii atent. A. Când ești invitat da. În orice loc, că e orice instituție media. Te ascult. Să cânti. Da. Ceva, da. Ori trebuie să gândi ultimul extras pe care l-ai băgat, așa. Așa, ori trebuie să gândi o piesă cunoscută, așa. Fel. Bă, cât de frumos e să ajungi într-un loc ca locul ăsta frumos la Academie la tine, unde poți să cânti piese pe care nu le-ai mai cântat de foarte mult timp și care sunt foarte dragi, înțelegi? Mulțumesc frumos! No, Doamne, eu îți mulțumesc frumos! Deci când deschis prima zăpadă și efectul ăla pe care l-a găsit bănesc că Robert l-a găsit pe caseta originală, mie îmi stă în ureche. Hai să zic cine a găsit efectul ăla. Cu toate că nu mai cântam cu el la tobe, fostul nostru coleg și iubit și drag, scump de prieten și colega, așa, Pupe, bă, a făcut efectul ăla. Pupe, mă? Cu Pupe am tras piesa aia, cu Pupe ca și la sunete. La sunet Pupe a fost... Ce înseamnă? Da. Am tras la studioul Viței de Vie și Pupe a stat la butoane, el a... Suntem împreună. Bine, a făcut pe placul lui Robert, că el știa ce îi place lui Robert. Da, mă, dar gândește-te că în momentul ăla cucu era o chestie nemai văzută, nemai auzită, era un lucru formidabil, era o copii, să nu spargeți nimic. Târziu. A căzut mirea asta, corect. E târziu și era toamnă. Toate cursurile, când am făcut aici primele cursuri la Academie, am avut niște tineri. Ei au venit, au luat un telefon. Hai să cântăm piesa respectivă pe care v-am dat să o pregătiți pentru astăzi. Ce tare, luat un telefon și au zis așa. Zic, ce faceți cu telefonul în mână? Băi, pe mine Bodo m-a învățat așa. Memoria fotografică nu se aplică telefonului. Corect. N-aveți cum să rețineți de pe telefon niște chigniți, niște furnicuți atâta. Luați-vă un text de ăsta și învățați-l oricum. Și învățați-l și imediat memoria voastră fotografică va apela la aceste litere normale pe care le aveți în mână. Mai o treabă, să știi că în momentul în care, e urât să stai pe scenă, eu am avut o problemă, eu, înainte să mă operez la ochi, că am avut ceva dioptrii, -3,5 cu -3,75, când mă uitam pe caietul de texte, îți dai seama cum e să stai pe scenă, să te uiți așa la public? Deci era ceva îngrozitor, că nici nu puneam ochelari. Și mă cânteam cu frumos și mai uitam ceva din text. Ce are, bă, bucată și cu noi, da. Mai e o fază, fii atent, sar de la una la alta. Bă, deci este, bă, băieți, fiți atenți că vorbesc cu trupa. Zi. E o problemă la noi soliștii, mare de tot. Ia zi, mă. Bă, când ui textul, când ui textul ca și solist vocal, Te întorci la trupă, bă, și te uiți și ură la ei, dar nu înțeleg de ce, și da, nici nu înțeleg. S-a făcut și melodia. Ce? Te întorci la trupă, iar și iar. Băi, solist băiat, care uită. Este ceva. Știi, așa face și Horia. Deci, dar nu înțeleg, dar și se uită. Dar eu mă întorc, Dragoș, am înțeles cum stă situația, le-am explicat de nenumărate. Vă rog frumos să mă iertați dacă mă uit urât. Mă uit urât că sunt panicat. Dar voi nu trebuie, voi dacă știți unde mă aflu și cumva vă trece prin cap. Că aș uita un cuvânt. Da, dar trebuie să-mi spuneți. Și imediat am luat-o din bordă. Și așa face Dragoș, bă, Dragoș. A trebuit să învețe toate textele. A fost prompterul meu mult timp. O, Doamne! Dacă uitam ceva. Dacă te întorci și întrebi pe Toboșan, cum e mai departe? La zici, dar ce piesă cântăm? Mai ce poate de trupă scoatem astăzi, copii! Ăstea poate de trupă, lăsați-le, mă, copii! Dar ce piesă cântăm, da? Mamă, ce gravă e asta! Am și eu o trupă cu care lucrez, o trupă de tineri cu care... pe care îi mentorizez un pic așa și...
Merg, ei în fiecare miercuri cântă alte piese, alte cover-uri, alte cover-uri. Aha. Și bă, la noi, la fii atent, eu merg la o biserică unde se cântă rocăreală. Așa. Cu mesaj creștin. Așa. Și niște piese absolut geniale, niște trupe absolut geniale de afară care cântă rock creștin, uh-huh, cu mesaj creștin. Uh-huh. Și oamenii ăștia o fac din plăcere, deci ei nu, chiar le place teribil de tare, numai că fiind ancorați într-o realitate crudă, respectiv telefoane, citi textul, eu le explic toată săptămâna, vreau să-mi ascultați piesele alea, aia, aia, în fiecare seară la ora 8, 20 respectiv, la ora 20 începem ascultarea pe WhatsApp, dau pe grup, corect. Și fiecare... Să-și învețe text, sigur, da, măcar o jumătate de oră ascultăm piesele astea, în fiecare seară, când dau semnalul. Și îți dai seama că atunci când ajung la ei, astăzi, de exemplu, voi ajunge, în seara asta, îmi dau seama imediat cine a ascultat piesa și cine n-a ascultat-o. Și la trupă, și la cei care cântă cu vocea. Și în momentul ăla, îi văd cum fură la prompter, ca o prompterul sus, pus... Îi mai văd și încep să dau comenzi. Stingem prompterul. Da. Păi ce facem? Ne furăm căciula. Da. De ce mai venim aici? De ce ne aflăm aici? Ca să putem să transmitem, ca orice artist, să poată transmite pe scenă, trebuie să mănânce piesa respectivă pe care o cântă pe scenă. Că cântă una, cântă cinci, cântă șapte, cântă 20, trebuie să le mănânce, pentru că atunci când trebuie să știe textele absolut, la orice oră sunt treziți din somn, să știe textele. Pentru că atunci se pot exprima ei cel mai bine. Atunci se pot juca cu vocea, se pot concentra pe sunetele pe care le scot, nu pe textul pe care trebuie să-l cânte acolo, acolo, acolo. Nu mai sunt mecanici. Iar device-urile din ziua de astăzi îi îngroapă pe foarte mulți tineri talentați. Foarte mulți și îmi pare teribil de rău să spun asta. În concertele tu pe Proconsul sunt niște momente care mi-au plăcut foarte mult pe care le faci tu. Nu știu dacă le face toată lumea. Eu am mai observat concertele colegilor mei, de la Bănică, Loredana, Delia și așa mai departe. Fac mai sensibil, mai nu știu dacă neapărat fac lucrul ăsta, dar tu faci, îți pui o amprentă formidabilă pe o moștenire și pe un tribut pe care îl aduci oamenilor pe care ai cunoscut. Este fantastic să faci asta. Și pe mine, în primul rând, ne bucură nouă sufletul să facem lucrul ăsta. Sunt, că vrem să recunoaștem sau să nu recunoaștem, așa cum tu ai recunoscut în seara asta, eu pot să recunosc că atunci când eram puștan, ieșeam în fața blocului și după ce am învățat să cânt cu chitara, zăpăceam fetele cu Andri Popa, cu cântece de la Cenaclu Flacăra, cu Ce dacă vine primăvara... Asta erau atunci... Asta cu e ce dacă mi-ai preparat? Păunescu, versuri de Păunescu și Eicaru, mi se pare, cu cântă și de Eicaru. Dar nu contează, toate folcăilile de pe vremea respectivă le băgam. Phoenix, nu mai vorbim, Mircea Baniciu și Ciocu Vintilă erau zei pentru noi. Și cântecele astea, că noi recunoaștem, că nu recunoaștem, dar mai bine să recunoaștem, ne-au marcat atât viața cât și cariera. Mai târziu ne-am regăsit în preajma artiștilor pe care îi cântam când eram mici. Mm-hmm. Da. Și a fost o senzație atât de frumoasă și atât de tare să putem sta lângă ei. Până să intrăm în vorbă cu ei, până când să se arate ei prietenoși cu noi și să vorbească cu noi de la pertu așa, eram tare fericit să ne aflăm noi în preajma lor și în compania lor. Vreau să vă spun un singur lucru. Mare bucurie mi-a făcut când am cunoscut-o pe Laura. Minune Laura de era, deci prima dată Laura, ții minte, nu pot să uit asta, era 94-95, la Cerul de Aur. Eu mă băgam în seamă cu toate solistele. La care Laura era o, știi cum era? Nu că era femeie, că se băga în seamă și cu soliști. Stați niștiți, nu. Deci era un fel de, era... imprevizibilă, ăsta e cuvântul. Laura Stoica era imprevizibilă. Era băiețoasă, în primul rând, ținea bine la poante cu băieții, foarte tare. Și te punea la punct. Băi, tu ce câte crezi? Ia du-te de aici. Mi-a zis de vreo două ori asta, am luat-o personal și eram tot sfios, timid. Hai să zic un secret. Pentru că și ea fusese luată la rost așa de foarte multe ori, crede-mă. Asta e prima, știi, primele întâlniri, te ia la bamărunți. Și încet, încet... am creat o punte foarte, foarte frumoasă și cred că și ție s-a întâmplat la fel. Ea de fiecare dată când
era doritoare de spectacol. De fiecare dată când te întâlneai cu ea, trebuia să se întâmple ceva muzical. Dacă se întâmpla un microfon, o probă de sunet, se întâmpla acolo cântarea, știi? Da. Mai târziu am realizat, pentru că nu a fost înlocuită vocal cu nimeni, corect. Am realizat ce bogăție era lângă noi. Așa este. O prezență scenică foarte bună. Foarte bună. Pe rocăreală, nu mai discutăm, era fata care rupea tot. Voce foarte bună, cântat live, impecabil. Gândește-te că noi la bar la melodii, eu am adus-o la bar la melodii, la insistențele domnului Viorel Păunescu, m-a tot întrebat, băi, zice, fata asta care a câștigat Mamaia, zice, unde e, bă, fata, că vreau să o văd și eu, dar domnul. Și am vorbit cu Florin, pentru că mă cunoșteam cu fostul ei soț, cu primul ei soț, cu Florin Ionescu. Am vorbit cu Floricică, el era iubitul ei, la vremea respectivă. Floricică, zic, bă, trebuie să vorbești cu Laura, să veniți la, până la barul melodic, pentru că vrea domnul Păunescu să vorbească cu voi. Au venit acolo, din prima a fost pusă pe scenă, a cântat din prima seară. Am avut o perioadă tare frumoasă atunci în zona respectivă, în perioada respectivă, ei până au obținut o locuință stabilă în București. Au locuit și pe la mine. E vorba de anii 90. Da. Locuit la mine, acasă. Și eram, de-ți dai seama că noi ne vedeam în fiecare zi, 7 zile din 7. Chiar dacă lunea era relaș, noi și lunea ne petreceam împreună și aveam timp de calitate petrecut împreună, cu râsete, poante foarte tard de tot. Deci noi ne puneam porecle, ea era poreclită Balaura Perestroica. râsete maxime, poante, ținea la glumă extraordinar de tare, un camarad și un prieten și un susținător. Deci ca și prieten avea capacitatea să te susțină de câte ori aveai probleme. Teribilă, da. Laura Stoica. Da. O foarte, foarte bună prietenă a mea personal și a trupei, care îi deplângem tare lipsa de aici, de pe scena românească. Nici acum nu realizez, nu cred că s-a întâmplat ce s-a întâmplat atunci. M-a sunat Lapi și mi-a dat vestea asta tristă și n-am crezut-o și nici acum nu vreau să o cred. Da. Cât am dat, tot aș vrea să dau. Cât am luat, tot mai vreau să iau. Să înțeleg lumea cum e ea și vreau să mă apropii de-o stea. Viața e ca un cerc închis, până acum nu l-am deschis. De trecut nu-mi pare rău și stau și fac tot ce vreau eu, dar nici azi n-am atins nicio stea. Cât aș vrea să pot să alerg mereu la ea. Vreau să o pot avea, căci eu n-am atins nicio stea, nicio stea. C-ai bat praful pe poteci, eu nu vreau, nu vreau să pleci. Ca licoarea prin mine să treci, să stai să faci tot ce-ți dorești. Și-apoi să atingi ce postea. Cât aș vrea să pot
eu pot să aștept. Vreau să am steaua mea, steaua mea. Vreau să fii steaua mea, steaua mea. Vreau să ajungi la ea, căci eu n-am atins nicio stea. N-am atins nicio stea. N-am atins nicio stea. Laura, bă. Și pe lângă Laura, ho-ho. Oh. Și pe lângă Laura, câte voci frumoase. În anii 2000, alături de copii, am început să facem niște spectacole de cabaret. Am și acum niște... N-am postat asta niciodată pentru că nu... Pe YouTube, de exemplu, pentru că nu voiam. Nu voiam deloc să o arăt pe Mălina. E ca și când o păstram pentru mine și mă uitam din când în când la ea, zic, ce voce, ce metal, ce se înfigea în notă și aduc aminte urmăritorii noștri de la Dansez pentru tine, că a fost în Baking. Și de fiecare dată mă gândeam, băi, ce formidabile voci care s-au stins pentru că n-au mai găsit sprijin, dialog, cuvinte în stânga și în dreapta. Știi că eu m-am dus la mormântarea Laurei, am mers foarte rapid la capelă, am evitat toată presa, pentru că mi-a fost teamă de reacția mea, sincer îți spun atunci. Nu mi-am dorit, n-am fost un tip vulgar niciodată, nu mi-a plăcut să înjur și să... Dar dacă atunci m-ar fi luat presa și m-ar fi întrebat ceva de Laura, izbucneam rău, cred, vis-a-vis de interesul pe care îl arătau la mormântarea ei, da, versus interesul pe care nu înainte de... l-au arătat înainte de lucrul ăsta, ea fiind una dintre cele mai bune voci de rock din România. Și mi-a fost teamă de reacția mea atunci. Am evitat toată presa, am zis, bă, aduc repede, pac, mai noapte, mai seară, să nu mă vadă nimeni, am fugit. Mi-am luat la revedere de la ea și am fugit, am plecat, că nu... Și nu... E grav ce se întâmplă. Și se tot întâmplă în România. Eu cred că acum este și mai greu să te menții în fața oamenilor, pentru că e ca și când eu am un arc cu săgeți, am fost odată un vânător extraordinar, dar acum industria muzicală, cu influențele ei, a pus la dispoziție niște drone. Nu mai sunt liniile astea melodice. Nu mai sunt, dar să spun un lucru. Noi ce avem noi, și mă refer și la tine și la mine, la noi, ca și trupă, noi nu mai avem nimic de demonstrat, dacă mă întreb pe mine. Ce am avut de spus până acum am spus. Și aici vin și te anunț cu plăcere că am întâmpinat de vreo 2 ani încoace multe cerințe ale artiștilor tineri care și-au dorit să cânte cu noi. De ce? Pentru că noi nu suntem foarte vizibili pe social media. Pentru că au apreciat... spun în dreptul meu ce mi se întâmplă. Uite, eu, de exemplu, nu știam cine e Teo Roz. Habar n-aveam. La prima impresie, am avut tendința să judec greșit. Numai că, să zic că vârsta m-a învățat să nu fac precauțiune. Da, să fiu mai precaut și să ascult mai, să caut mai adânc să văd ce se întâmplă. Da. Și am descoperit o fată care cântă foarte frumos, excepțional de frumos, care s-a axat pe un filon pe care ea a considerat că merge. Îl stăpânește. Uh-huh. Ea stăpânește și altă, deci dacă o cântând blues, paralizez direct. Și m-a sunat de la mine îndrăghit și m-a întrebat dacă nu vreau să fac un call-in cu ea și am zis, bineînțeles că vreau să fac. Și m-am câțiva prieteni m-au întrebat, da, nu ți-e frică că asocierea cu Teo Roz, păi zic, de ce să mie fie frică?
Pentru ce să-mi fie frică? Ce mai am de demonstrat? Noi, ce mai avem de demonstrat? Decât că în orice situație, la orice oră, ne putem asocia cu artiști care merită asocierea, fără să ne fie niciun pic frică. E o piesă pe care am auzit-o cântată de tine în ideea tributului și mă legă și de bine, am multe amintiri de această piesă, de aceea e foarte bine să nu ne despărțim de ea. Spune-mi de ce clipele dor numai când seara vine. Știu ce ascund de mine ochii tăi. Spune-mi de ce nimic nu mai e la fel cum speram să fie. Timpul părea că stă pentru noi, doar pentru noi. Mi-e dor de tine, dar spune-mi cine a pus tăcerea între noi. Întoarce-te înapoi. Mi-e dor de știi bine, mi-e dor de tine. Aș vrea să pot să te opresc, să spun cât te iubesc. Dor de tine, numai de tine. Oare de ce nu mai zâmbești? Spui că te simți departe, liniștea ne desparte fără rost. Oare de ce nici o zi nu mai e așa cum era înainte? Simt cum te pierd și totuși mai sper să-mi spui din nou ca ieri. Mi-e dor de tine, mi-e dor știi bine. Aș vrea să pot să te opresc, să-ți spun că te iubesc. Mi-e dor de tine, dar spune-mi cine a pus tăcerea între noi. Întoarce-te-napoi. Și spunem mulțumim Mălina Olinescu. Asta e viața noastră. Ha, și nu numai a noastră. A multora care, să știi că stau așa și nu prea vorbesc și sper că uitându-se la podcastul tău să aibă clipe tare frumoase. Ce tare! Un lucru pe care l-am învățat eu de foarte multe ori este că ca om, e foarte greu să lași de la tine, să fii generos, să fii altruist, să fii cu dragoste pentru oameni. Și pe scenă, asta e de bază. Știi? Dar și în afara scenei, pentru că aici, de exemplu, între noi doi, n-a existat. Tu puteai să spui unui tip ca mine, băi, uite ce, lasă-mă să cânt, nu mă mai stresa în timpul spectacolelor. Dar tu n-ai zis chestia asta. Te-ai zis, băi, ia vină cu uite textul aici. Uite un text. Bă, venind încoace astăzi pe drum, fii atent, te întrerup un pic. Trac. Am ascultat, am dat pe un post de radio, pe România Cultural. Așa.
Și era un artist căruia nu-i am aflat numele, care era la final de interviu și spunea în felul următor. Un cântăresc de jazz era. Și spunea, chiar dacă nu vom mai putea trăi din muzică de acum încolo și nu se va întâmpla, deci va fi mai rău și mai rău și mai rău și nu vom mai putea să ne practicăm meseria, trebuie să fim mulțumitori că am putut-o practica până acum și am realizat ce am realizat. Trebuie să fim foarte mulțumitori. Și am împărtășit treaba asta cu el și m-am gândit la toată viața mea și am zis, Doamne, ce tare! Și zic, uite pentru ce trebuie să fiu eu vesel astăzi și bucuros și tare fericit. Că am ajuns până aici. Și că am putut să bucur oamenii și că am putut să fac o poză cu un om care ne cere așa de puțin, un om când vine la scenă îți cere atât de puțin, Horia, după cum bine știi și tu. Noi tot cerem să cumpere albumul, să vină după tine, să plătească biletul la sală și el vine să facă o poză cu tine. O fi mult? Nu cred. Păi la nu-ți vine să-l iei și să-l îmbrățișezi și să-i spui, bă, îți mulțumesc pentru ce faci tu pentru mine. Mă, da. De fapt, cred că asta îți face și longevitatea. Să existe longevitatea. Asta face să existe longevitatea. Dacă eu aș fi, m-aș uita la ceas în timpul spectacolului și aș zice, gata, da, e problema, da. Îmi pare rău, trebuie să plec, știi? Da, aici, nu, la noi e altă problemă. E problema cu, haide bă, că sunt și alții, genul, da. Aia e problema cu... Și că la unii recitalul înseamnă 45 de minute și gata. Bă, atâta scrie în contract, 45 de minute. În mod normal, când sunt mai mulți artiști, trebuie să-i respecti și pe cei care vin după tine. Și faci maxim 50 de minute. Dar când vine cineva și-și cere să cânți o jumătate de oră, te apucă râsul și zici, bă, da. Asta e una dintre problemele. Dom'le, trebuie doar jumătate de oră. Păi unde, bă, că într-o jumătate de oră nici n-apuc să mă încălzesc, despre ce vorbim. Da. Nici n-am ce să cântăm. Zic, păi, dar așa vă pun discul, luați de pe YouTube direct și cu asta, basta, nu e o problemă. Stăm noi acolo. Hai să spun un lucru. Eu înțeleg pe oamenii care cer așa ceva. De ce? Pentru că nu știu nimic despre scenă. Nu știu nimic despre arta spectacolului. Nu știu nimic despre faptul că noi avem o strategie când intrăm pe scenă. Avem o piesă lentă, o piesă dinamică și mai avem și o piesă lentă. Și avem o sinusoidă, o specială. Așa e. Iar el zice, dom'le, vreau și eu... Trebuie să tare cu cerul, băi, nene, bagă. Nu spun, de foarte multe ori mi s-a întâmplat, când zic de foarte multe ori, bag-o pe aia cu poate dacă ploaia. Nu cred așa. Pe de unde vine, mă, tot în cer, deci nu e problemă. Deci ca să știi. Vreau să te întreb un lucru și să-mi spui sincer, fără perdele. Pare, ți se pare că n-aș fi sincer cu tine? La subiectul ăsta s-ar putea interpreta orice. Ia încearcă-mă. Care a fost cea mai mare captură a ta la pescuit? 23 de kilograme. Ți-am zis să fii sincer cu mine. Sunt sincer. Tâncăbești. Crăpoaică. Scuze-mă, tu nu mă crap? Ba nu, când prin pește și cu mâna, ce ai? Și cărășel și oșioară. Cărășel și roșioară, adică. Spune. Ce ai prins? Niște cășel și o șiuauă. Ce vrei tu, mă, oblete? N-am nicio problemă. Orice pește se poate prinde, de orice mărime prind, că-mi place. Iartă-mă. Stavrid, orice. Balenă? Deci iartă-mă că te deranjez. Am fost, dar nu, la pește spadă n-am prins nimic. Am prins macro spaniol, direct. Pe care oricum puteam să-l iau și de România, de la magazin, dar eram în Cuba, era altceva. Hey, baby. Che Guevara, oprește-te puțin. Eu te-aș fi înțeles dacă cel puțin o singură dată n-aș fi mințit. Ai fi dat un număr de telefon. Horicelu? Hai, tată, să-ți dau o momeală. Atât trebuia să-mi spui. Momeală? Să-ți dau o momeală la pește. Așa. Să te invit la pește. Nimeni nu m-a invitat niciodată la pește. Iar eu aflu de la colegul Shrek că uite așa, mâinile voastre numai atât, încă atât. Știi de ce? De ce? Că ești foarte vorbăreț. Și acolo sunt perioade în care nu trebuie să vorbești. Deci eu am, dacă ești într-un concurs de pescuit la crab, de exemplu, da? Shrek poate să, dacă se bagă la fazele astea și a fost, așa, știi, bun. Bă, dacă vorbești cât vorbești tu, păi te dau afară. Deci fac ea reclamație, stânga-dreapta ta, participanții la concurs fac, vine arbitru, te scoate din concurs direct. Ai pierdut 500 de euro, 1000 de euro, depinde cât e înscrierea. Nu cred așa. Vorbesc serios? Nici de cum să pui un pic de muzicuță așa ușurel sau și la căști dacă pui.
Păi da, dar nu se bine dispun pescarii? Nu, când e vorba de cașcaval mult, nu. Pentru și acolo când e pe bani la concurs, adică când premiul de linie, premiul de sector, pardon, de linie. Premiul de, premiul de sector? Premiul de sector? Premiul ce de sector? Adică sunt mai multe sectoare pe baltă și în fiecare sector sunt număr de echipe. Okay. Și când, când numărul ăla de echipe câștigă sectorul, deci un premiu de sector poate ajunge la 10.000 de euro. Și atunci, moșule, nu mai ai de cum să-l mai accepți pe ăla care... ca Horicică și râdem și spunem bancuri. A, când mergem noi la pescuit, așa n-am nicio problemă. Să mergem, că oricum mai e, mergem la un grătar, dar mai bine mergem la grătar direct, nu la pește. Zi-mi un lucru, pentru că telespectatorii noștri deja știu din, din interviurile tale, tu te-ai mutat în urmă cu 2 ani de zi la, la Dobrești. Îmi lasem o căsuță de vacanță, în urmă cu 6 ani am cumpărat-o și mă enervam grozitor de tare că mă duceam, stăteam un weekend și trebuia să vin acasă, iar în piperea. Și când a venit pandemia, a zis nevastă mea, bă, luăm copiii și mergem la costa de vacanță ca să nu-i ținem pe ăștia cu masca pe figură tot timpul și să stea în aer curat și să ne mai retragem și am zis, yes! Bă, și nu știu cum au lucrat planetele, nu e vorba de planete, e vorba de tata, bă, tata a făcut în așa fel încât după o lună de zile ne uitam la un serial, nu mai știu, la televizor și nevastă mea zice, auzi, iubitule? Și zic, da, Loricica mea. Zice, bă, tata, eu nu prea mă mai văd la București. Și zic, cum? Tata mi-a ascultat rugăciunile mele să rămân la Dobrești eu și să pot face o oră jumate până în București, de aici, de la Dobrești, din județul Argeș. Într-un loc e un fel de capăt de linie, dar foarte aproape de București. Am înțeles. Înțelegi? Între dealuri. Ideal. Da. Și am zis, perfect, că nici eu nu mă mai văd la București. Și... Lori a zis, eu nu vreau să stau de pomană aici, a dat drumul la un ONG care se numește Atelierul de Joacă, mi-a zis, vreau să închiriez un spațiu aici, m-am gândit la o căsuță, la o cameră ca asta, de exemplu, am zis, da, hai să căutăm o căsuță cu o cameră mare unde să te întâlnești cu copii. Și a zis, vreau cel mai mare spațiu din comună, care poate fi, care? Fosta discotecă din sat. Fosta discotecă din sat, care are 200 de metri pătrați. Dintr-o clădire a cooperației la etajul 1, fără nicio utilitate, nici gaz, nici căldură, nici apă, nici nimic, canalizare, nimic. Și am zis, atunci a fost momentul în care am putut să-l pun la... să-mi pun eu credința la încercare, rugându-l pe tata, de fapt nu rugându-l, că practic nu m-am rugat, m-am uitat și cu credința am spus în felul următor, tată mă refer la Dumnezeu. Da, știu. Eu n-am posibilitatea, sub nicio formă, să utilizez acest loc și să nici eu, nici Loredana, să-l facem atelier de joacă așa cum tu ai vrea să se întâmple aici și cred că s-ar întâmpla de copii să se întâlnească, să se joace. Să se bucure. Și să se bucure. Și zic, e treaba ta. Vorbesc serios. E treaba ta, eu sunt aici să doar să administrez și să fac lucrurile să meargă. Dar tu știi de unde, în ce fel și cum aduci finanțele pentru dezvoltarea locului ăsta. Și fără să te mint cu nimic, în august am luat spațiu și am început construcția lui și în martie a fost gata. Între august și luna martie anul următor au intrat în jur de 1 miliard de lei vechi acolo, bani pe care nu i-am văzut, bani care au venit din donații de la diferite persoane, cunoscute sau necunoscute, care au interacționat cu proiectul ăsta și așa a luat ființă un loc genial, cu scenă, cu instalație de sunet, cu tobe, cu... undeva cu bar, că a fost discotecă înainte. Da, corect. Dar un bar unde copiii gătesc și fac prăjiturele cu Loredana. Fac toate tâmpenile de pe lume. Deci tot cele... Știi ce sunt cei mișto acolo? Loredana, care n-are nicio pregătire în domeniu, primește copiii și nu-s puțin. Sunt 70 de copii care vin atât din comuna Dobrești, cât și din comunele din jur. Între, cu vârste cuprinse, între 3 ani și 15 ani, împărțiți în 3 grupe clare și cu care Loredana se joacă, în funcție de vârsta lor,
foarte greu se joacă, pentru că îi lasă pe cei mici, de exemplu, nu îi strânge și îi pune să facă un lucru. Același lucru. Ție ce-ți place? Să pictezi, pictează. Tu ce? Eu vreau să construiesc. Construiește, Lego. Tu, eu mă joc cu mașinuțe. Bagă, tu bag, bat la tobe, bate la tobe. Deci fiecare copil face altceva. Eu mă joc la bucătărie aici, am o bucătărioară mică. Deci fiecare copil vine, e universul lui acolo, al copiilor din comună și se întâmplă treburi frumoase. Iar cei mari au ajuns să ajungem la niște, discuții tare, tare frumoase, prin care încerc să încercăm să învățăm să se ferească de, lucrurile pe care, de care noi nu ne-am putut feri la vârsta, lor. Și nu am putut beneficia de sfaturi. Încercăm, da, 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 încercăm să facem un pic de prevenție acolo. De fapt, un pic mai mult, știi, vis-a-vis de lucrurile rele, care îi pândesc la, fiecare colț. Iar alături de copii de care mi-ai spus adinaori, sunt și Filip și Daniel. Filip și Dani, băieții mei, scumpi și dragi, copiii mei iubiți. Acum au 10? 9 și 10 ani. 9 Filip și 10. A făcut astăzi. La mulți ani. Mulțumesc din toate ani. Astăzi a făcut 9 ani. Filip, cel mic, și Dani are 10 ani făcuți în aprilie, pe 21 aprilie. Oh, ce frumos! Da, și-s mare acum, sunt unui fotbalist puternic și al doilea joacă fotbal, Dani mai bine decât Filip, dar la tobe sunt amândoi foarte buni. Au un bun simț ritmic. Foarte bun. Foarte, foarte ok și, se dezvoltă tare, tare frumos și ne-au schimbat viața, nouă în primul rând, mie și Loredanei. Dacă ne urmărește cineva acum și dorește să adopte un copil și își spune, dom'le, eu aș vrea să adopt un copil, numai că sunt atâtea acte și atâtea vizite, atâta lucru stânga-dreapta, atâtea lucruri de făcut, nu știu dacă am timp, ce poți să-i spui acelei persoane? Să nu se mai mintă. Să nu se mai mintă singur că practica asta cu sunt atâtea acte, sunt cu de fapt pot ascunde temeri din inima lui, temeri pe care le pot ascunde respectivii oameni, mă rog, genul există alea ascunse cu da dacă a avut există familie, seria de dacă. Da, dacă, da, da, exact, seria de dacă. Eu ce să spun, eu am mers, multă lume spune că am fost inconștient, dar n-am fost inconștient, n-am simțit nici măcar o clipă că sunt inconștient atunci când am aflat că sunt doi frățiori în Oradea, care Dani avea un an și 10 luni, iar Filip avea 9 luni și sunt fără părinți și nu putem să, spuneau cei de la centrul de plasament, nu putem să îi separăm, trebuie să meargă amândoi în plasament. Am început să râd și am zis, pe cum să nu meargă amândoi? Direct amândoi, pentru că sunt superbi amândoi. Și au venit la noi acasă, am avut o șansă fantastică în două săptămâni. Și nu pentru că sunt, îți povestesc ceva tare de tot, mamă, fii atent. Deci noi când am adoptat, mă rog, când i-am cunoscut pe Filip și pe Dani, de fapt nu eram la prima încercare de a înfia doi copii. Aha. Noi ne hotărâsem în urmă cu vreo 2 ani să înfiem un copil. Pentru că aveam curtea plină de animale și casă plină de papagali vorbitori. Vreo 6 câini. Era ceva. Și aveam grijă de toți foarte bine și ne-am tot gândit. Dar sunt atâția copii care au nevoie de dragoste și de... Și noi avem multă dragoste de împărtășit. Da. Și cum facem? Și lor a zis, păi, adoptăm un copil. Bine, ok. Și a zis, păi, cunoști pe cineva? Băi, și momentul ăla, fii atent. Momentul în care m-a întrebat, cunoști pe cineva? I-am zis, eu? Mai sufeream un pic de faza cu Bodo de la Proconsul, știi ce? Nu, da, hai să facem poze curs. Și am zis, păi, mă cunosc cu președintele de la ORA, Oficiul Român pentru Adopție, nu mă duc eu, cum am sunat, Bogdan, salut, bună, Bodo. Pot veni la până la tine? Dar sigur, cum, acum, pe loc. M-am urcat în mașină cu lor, am mers, ne-am așternut în canapele, cafele,
Ce dorești? Un copil? Când? Ieri. Și din momentul în care am apelat la prietenul meu, un an jumate nu s-a întâmplat absolut nimic. Atât de mult? Un an jumate nu s-a întâmplat nimic, gândiți-vă că directive clare, mergi acolo, vezi acolo, dar nu s-a întâmplat nimic, nu că am văzut noi, nu erau copii pentru noi. Pe de o parte vedeam la televizor că sunt foarte mulți copii în instituționalizați și pe de altă parte eu nu-i găseam, că mă duceam la ce mă duceam. Și la un moment dat am realizat, dragul meu, că l-am exclus pe Dumnezeu din ecuație, atunci. Și când am realizat, am zis, gata, stop. Mi-a părut rău că am făcut lucrul ăsta. L-am rugat pe tata să mă ierte și am zis, când ai, tată, când ai tu chef, eu cu inima deschisă, tu îmi citești inima. Dăm de știre. Și în două săptămâni ne-a dat de știre direct. După ce am realizat că, de fapt, pentru mine asta a fost problemă. Adică tu, practic, tu erai mai mult un om care vrea... Eu aveam dragoste de oferit. Problema este doar... Modalitatea în care ai făcut toată chestia Bineînțeles, asta. Bineînțeles, da. Și în momentul în care eram la restaurant și o spătăriță de la noi avea un tricou pe care scria Stop Dreaming. Și nevastă mea o vede pe asta, pe Carmen, și zice, băi, Carmen, ce-i cu tricoul tău, cu Stop Dreaming? Nu-mi place mesajul, e Keep Dreaming, știi cum era? Keep Dreaming. Keep Smiling. Și a zis, zice, da, șefa, dar eu nu-l interpretez așa. E Stop Dreaming și treci la fapte. Noi tot visam până atunci, visam că o să avem, că uite ce tare ar fi dacă ar veni, aveam un pitic, un cutare. Și treci la fapte. Și a pus mâna pe telefon și a sunat o prietenă care se ocupa de plasamente în regim de urgență, unde o fundație, avea o fundație de genul ăsta, la Oradea. Și a întrebat-o, sunt copii la Oradea? Și a zis, bineînțeles că sunt, dar noi o cunoșteam pe fata asta de mult timp și n-am apelat la ea. Ea a făcut Stop Dreaming și a trecut la fapt atunci. A pus în practică mesajul de pe tricou fetei ospătăriței. Și a zis, aveți? Da. Păi zice, și când putem să-i vedem? Păi când vreți să veniți? Când vreți? S-a uitat la mine, am zis, sâmbătă încântare, duminică putem să plecăm la Oradea, luni dimineață suntem acolo. Luni dimineață am fost acolo și i-am văzut pe Daniel și pe Filip. Din prima văzuți, din prima luați, nu din prima luați, au stat două săptămâni după ce i-am văzut noi și le-au făcut actele. Țin minte că a fost tare de tot, că ne-am zis, va dura vreo o lună, două, până când trimitem noi actele de la Oradea la București. Și am zis, Doamnă, nu înțelegeți că și 5 minute în plus dacă stau copiii ăștia în instituții, zic eu, nu, noi nu putem să mai dormim. Zic eu, nu mai sunt om, sunt animal până când ăștia nu vin acasă la noi. Și i-am rugat-o să-mi dea plicul cu actele copiilor să-l duc eu la București, pentru că eu mă întorceam imediat la București. Să fii rapid. Și mi-a zis, îmi pare teribil de rău, nu ne permite legea să vă dăm plicul, că și zis, vă rog, ștampilați, sigilați-l, nu e problema, învelopați și dați-ne să-l duc. Și mi l-a dat până la urmă. Și am grăbit foarte repede. Am încercat să grăbim. Ai trecut la realitate. Da, bă. Și din momentul în care au ajuns la noi în casă, dragă Horia, îți spun că din momentul ăla am știut clar că ei vor fi copiii noștri și sunt copiii noștri pentru totdeauna. Și așa s-a întâmplat. A durat enorm de mult. Acum înțeleg și părinții care, mă rog, viitorii părinți, care se sperie de timpul ăsta de așteptare și de temerile pe care le pot întâmpina în procesul de adopție, dar... Atunci când timpul tău e ocupat cu iubitul, cu dragostea pe care o dai copilul și pe care o primești de la copii, dispar toate temerile. Și noi am știut că vor fi copiii noștri și au fost copiii noștri, chiar dacă între data la care ei au venit la noi acasă și până la eliberarea actului ăla. Au trecut 2 ani și 8 luni. Dar nu am avut nicio problemă. Ne obișnuisem cu domnișoarele care sau doamnele care veneau de la protecția copilului odată la 3 săptămâni la noi acasă și erau încântate de bancurile soției mele și de poantele și de cookie-urile pe care le pregăteam noi și cafele și toate astea și totul a evoluat ok. De fiecare dată când mă gândesc la adopție, mă gândesc la un singur lucru.
Dacă cineva își închipuie că acel copil adoptat e un fel de junk food, mă duc și îl iau și îl iau acasă, se înșală. Și e o greșeală să faci lucrul ăsta. Wow. Dacă tu te gândești că adopți pe cineva și în timp de 2 ani și 8 luni, cât ai zis, practic sunt 2 ani și 8 luni de teste. Oare am făcut bine? Poate am făcut, poate a fost un impuls de moment și am zis, hai să luăm copii acasă, hai să înfiem, hai să adoptăm. Dar 2 ani și 8 luni de zile, bă, lăsați-mă în pace. Merită domnul Brenciu? Da, merită. Merită, corect. Asta e situația. Merită. Poate să fie și 5 ani și 10 ani. Merită? Merită. Da, am avut mult de învățat. Oricum, noi am fost așa de încântați când am aflat că și voi ați făcut același lucru cu tine și cu piticul tău. Care nu mai e pitic acum? Cât are el? 7 ani. Baby! Iunie face 8. Da. M-am simțit așa ca într-o gașcă teribilă cu tine, cu Dana Nălbaru și cu Dragoș Bucur, cu care iar am o relație extraordinară, așa, cu cine am mai vorbit? Dar cu voi așa, chiar mă simt ca într-o echipă tare. Da. Și cu Teo, bă. Teo m-a învățat o chestie teribilă pe care le-am împărtășit-o și copiilor mei. Ea mi-a povestit odată că fiica ei a întrebat-o la un moment dat... Maia a întrebat-o, mare fiind, mama, ce înseamnă să fii adoptat? Și Teo mi-a zis că în momentul ăla mi s-au muiat macaronele, Bodo. Pregăteam ceva în bucătărie și când am auzit-o pe Maia întrebându-ne ce înseamnă să fii adoptat, am tras aer în piept și a zis, păi adoptat înseamnă în primul rând să fii adorat, că ești foarte adorat. Adoptat e egal cu adorat, dragă Maia. Respectiv, te iubește mami foarte mult, despre asta e vorba, și dacă spune cineva că ești adoptată, trebuie să fii adorată, conștientă că tu ești foarte adorată și ești foarte iubită. Și dacă cumva îți pui problema că tu, unii copii se nasc din burtica mamei, alți copii se nasc din inimioara mamei și a tatălui în cazul nostru, așa, și din această pricină și treaba asta cu adoratul din inimă, vine și adoratul pentru tine și pentru, și asta le-am spus-o și lor. Băieților mei, m-a ajutat tare treaba asta și când le-am spus că treaba cu adoratul, da. Filip a zis, da, zice, mami, dar eu pot să spun că eu m-am născut din burtica ta și Dani s-a născut din burtica lui tati. Ai înțeles? Ca să înțelegem. Da, de fiecare dată zic că... Ei știu că sunt adoptat. Sunt suflet din sufletul nostru. Absolut. Așa este. Nu concep viața fără, no, fără seriile cu ei. Nu mai pot concepe așa ceva. Da, nu te mai poate concepe așa ceva și sperăm noi că va fi și momentul să poate trecem la... Eu sunt tot timpul, și lucrul ăsta am observat la Alice, la soția mea, de fiecare dată când un copil ca pe care îl ținea aici se mărește. Grow up. Așa. Mărește și trebuie să-l lași puțin jos. Și se mărește. Pe măsură ce se mărește, el se îndepărtează din casă. Pac, 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 știi? Și după aceea tu, pentru că asta e pe repede înainte viața noastră, vis-a-vis de copiii noștri, și după aceea tu zici, eu pe cine mai zic, trebuie să iau altul mic în brațe. Bă, da, da. Bă, tu știi că mă enervează teribil de tare că ăștia au crescut. Și sunt dita mai... Noi avem timpul nostru de zmotoceală puternică, așa? Știi, jugineală pe-n pat, așa, așa, în fiecare seară. Și nu le mai fac față la un moment dat. Când se bagă amândoi la treabă, cu greu le fac față. Te doboară, zici. Da, bă. Incredibil. Smanes, forță, trăiești toate lupte. Bă, ține-l tu mai bine de mâna dreaptă. Stai aici că-i dau eu acum cu stânga. Deci e ceva... teribil de tare. Aș vrea să văd o zmuticeală de asta. Da, o jugineală, cum spunem noi. Ai noștri copii merită o surpriză pe care, la care m-am gândit de prima dată. Ce, un FIFA 22 pe PS5? Face... Aoleo, nu. Al meu Toma e cu sportul pe teren. Bă, și al meu e cu fotbalul. Pe teren. Pe teren, direct. L-ai dat la o echipă? Bă, joacă, fiți atenți. Deci... Dani a făcut, dar și Dani și Filip au jucat fotbal la Academia Mircea Rădulescu în voluntari, stând în Pipera. Acum, mergând la Topoloveni, lângă Topoloveni, am încercat
să dăm băieții la fotbal la o echipă din Pitești. Așa. Cu renume, cu nume, cu Schumacher, nu contează unde. Cu Schumacher. Da, bă, și... Ia uite cum am intrat noi în, în grupul părinților pe WhatsApp și primește nevastă niște poze porno pe grupul părinților. Zice, uite, iubitule, ce am aici. Hands care eu direct, penalti, cartonaj roșu, echipa, luați copiii repede de acolo, dacă în grupul părinților Doamne, e așa, ferește. E nasol. Retragi copiii de acolo și Loredana zice, bă, am aflat că există la Topoloveni o echipă, se numește Young Boys Topoloveni, este un tip tânăr antrenor. Cum îl cheamă? Zic, Bogdan Marcole. N-am auzit de el, mă rog, nu contează. Zic, dar pentru că copiii trebuie să meargă pe teren să joace fotbal, mergem acolo. Am mers acolo și am, tot cu credință, direct în față. Doamne, ajută-ne! Și iau-te cum acum 2 ani ne sunau toate echipele din jur și de la Pitești, și de la Mioveni, și de la Curtea de Arge, și de la Câmpul Mușcel, ne sunau repede și apelau tot timpul, pentru că ne dădeau bătaie rău de tot. Ah, pe bune! 5, 7, 10, 12, acutare. Anul ăsta, domn profesor Bogdan Marcolea îmi spune, nu mai răspunde niciunul la telefon. De ce? De ce crezi? Îi bate pe toți. Bă, deci la 2012 stau foarte bine. Și pentru că eu nu sunt un microbist, dar am devenit acum fanul numărul 1 al echipei Young Boys Topoloveni, ale tuturor echipelor. De ce? Am pus mâna pe studio, cum ar veni. Aha. Pentru că în urma deplasărilor noastre la stadion, la antrenamente, pentru că au 3 sau 4 antrenamente pe săptămână, da, plus meciul sâmbătă. Da, corect. Noi avem 20 de kilometri între Topoloveni și locul în care locuim, așa că avem timp în mașină să construim imnuri. Ce beat v-ar plăcea? Și, mă rog, care sunt obișnuiți cu trap acum și cu Dalea și așa și le place. Păi un trip de trap, tati, așa. Bun, ok. Hai să vedem cum ar fi să sune. Noi avem talent cu carul Young Boys Topoloveni. Nu ne sperie adversarul Young Boys Topoloveni. Și cât suntem pe teren Young Boys Topoloveni. Cum cânta acest refren Young Boys Topoloveni. Young Boys, Young Boys, Young Boys Topoloveni. Și așa continuă încă vreo 6 strofe. Da, bă, băiatule, 6 strofe diferite. Cu ce vă, cu să se audă în Apahida, că astăzi câștigăm partida. Să se audă și în Moeciu, că astăzi câștigăm noi meciul. Mai așa. Și m-am dus, l-am tras cu băieții la studio și m-am prezentat cu imnul și l-am dat lui Bogdan. Am zis, Bogdan, contribuția noastră a trupei Proconsul. Și în momentul ăla am aflat că el era un mare fan de mic al trupei Proconsul, da. Și a zis, este incredibil ce mi se întâmplă. Și de cum copiii noștri pe teren acum intră cu altă atitudine la început de meci, cu o boxă Bluetooth, ținută de părinți, care, bun, noi avem talent cu care și ăștia sunt, se umflă, uite, și le dau bătaia la aia, pac, 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 zăpăcesc cu bătaia. E bine. Da. Eu îți propun noul imn al echipei. Ia să vedem aici. Pe care îl cântam în urmă cu 20 de ani. 1, 2, 3, 4. Oh, yeah, baby. I come on in. All right, young boys, yeah, Topoloveni, yeah, 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 oh yeah. Okay, come on, Bono, come on. Now there's things I miss, things I call love. Oh yeah. I just can't handle these things I call love. I call love. Oh, I must get rid of it. I'm finally ready. Grace a little thing called love. There goes my baby. She knows that rock and roll. She drives me crazy. Come on now. She gives me heart and fever. She leaves me in a cool, cold sweat. Ow! I gotta be cool. I relax. Relax. I get hip. I get all the tracks. Take a back seat. Hitchhike, babe. I take a long ride with my motorbike. I ain't ready. A crazy little thing called love. Oh no, not crazy. Crazy little thing of love. Oh yeah. Crazy little thing of love. Of love. Crazy little thing of love. I call love, call love. Crazy little thing of love. Crazy little thing of love. Crazy little thing of love. Call me, baby. Crazy little thing of love. One more time. Crazy little thing of love.
Sunt decenii de când am mai cântat această bucată muzicală. Mă, știi unde am cântat ultima dată? La Cerbul de Aur. Deci tu luai premiu pentru ce a mai... Un premiu care n-a fost egalat până acum, pentru că a fost prima trupă din existența Cerbului de Aur. Festivalului, da. În 2001 cu Cerul. Da. Peste 7 ani aveam noi primul recital la... Recitation. Recitation la Cerbul de Aur și am cântat și am vrut să ieșim. Și publicul a strigat. Și atunci, ce cântăm? Și ții minte și acum. This thing, I call love. Mișto rău. Dar a fost singurul cover pe care l-am cântat atunci, pentru că era, na, hai să ne distrăm puțin, știi? Exact era cum trebuie. Era toată emoția aia a materialului original care trebuia pus acolo, emoții. Zic, ce faci, cântăm așa, nu cântăm așa? Pe cine? Mi s-a părut o experiență senzațională. Multă lume știe de copiii tăi, de Dani și Filip, dar nu multă lume știe că tu acum ești bunic. Es! Voi nu știați. E bunic. Da, mă, sunt bunic. Băiatul meu, Alex, Alexandru, care trăiește în... Portland. Da. Mă rog, în Washington acum. Washington. Da. Are 33 de ani. Mulțumesc. 30 și merge pe... Da, 33, probabil. 34. Așa? Și bagă... Are o familie frumoasă. Și are 2 copii, fată și băiat. Mă rog, el este... Sunt băieți vitri. El s-a căsătorit cu mama copiilor. Aha. Copiii fiind deja concepuți și născuți. Numai că prin alianță sunt un bunic fericit. Nepoții mei sunt mai mari decât copiii mei, Dani și Filip. Deci au 19, respectiv 17 ani. Extraordinar cum curge timpul ăsta foarte. Da. Cum curge până la urmă în favoarea noastră, dacă stau bine să mă gândesc. Miza în buș. Dar îți prezint storceagul de sturioni. Cald. De El Sturion. Dar îmi spui, te rog, din toată inima cine a gătit aceste... Fiată, toată noaptea n-am dormit. Toată noaptea n-am... Dă-mi și mie un ton, Marius. Toată noaptea n-am... Nu. Eu m-am prins. Lu Bodo îi plac romanțele vechi. Toată noaptea n-am dormit. Eu storceac ți-am pregătit. Și nu am fost deloc zgârcit. Sturioni eu am gătit. Am folosit. Chiar sturioni am folosit. Când ai fost ultima dată în Delta? Te rog, nu suci, doar suci cuțitul în rană, apropo de Delta. N-am mai fost de mult, de vreo 3 ani în Delta. Înainte de emisiune am vorbit cu nașul meu, cu Răzvan Negreanu, care mi-a zis, băi, mâine dimineață mă duc în Delta. Zice, mi-am cumpărat barcă nouă, am luat-o de la Bobo, barcă mișto, tare de tot. Zice, și bac, avem concurs cu... Face Bobonete un concurs de pescuit pentru particular de ăștia la știucă. Aha. Și zice, nu vii cu noi? Zic, bă, nu, că mă duc la Brânci la emisiune, la podcast. La emisiune, auzi? La podcast, după care mă duc acasă. Dar m-a invitat în Delta. Deci, deja cuțitul era băgat. Acum tu l-ai luat și l-ai... Un cuțit eu ți-am băgat în rană. Nu, ai vreau să spun un singur lucru. Ei nu o să mănânce atât cât mâncăm. Ei nu o să prindă atât cât mâncăm. Ba da, cu siguranță că sturion, pentru că ești prohibiție, nu o să prindă. Eu cred foarte mult în aventura pescuitului, pentru că a fost prima dată când era gravida Alice, soția mea, cu cea de-a treia noastră fică, eram la pescuit. A fost singura dată. Când ai fost la pescuit? Când eram în Delta la pescuit. Iar și acum, dacă o întrebi, iubita mea, uite, îi dau acum telefon, iubita mea, fii atent, în legătură directă cu soția mea, și acum o să-ți spună cine a câștigat concursul de pescuit când ea era gravidă. Între cine și cine? Între mine și ea. Ah. Aveam 2 undițe fiecare, fiecare a pescuit, a fost încântată de-a dreptul. Am o întrebare. A? Cine punea râmele în ac? Eu. Deci tu îi băgai râma. Da.
Deci despre asta e vorba. Chiar dacă spune că ea a câștigat, tot tu ai fost generatorul de... Pentru că dacă tu nu, tu îi puneai rămânac, era simplu. Da, da, ea nu-i place și nici copiii noștri. Nu contează. Noi deci, suntem vânătorii. Deci ăsta e esența. Da. Dacă dai la acu gol și prinzi cu acu gol, nu e o problemă. Dar dacă ai râmă, cine a pus râma? Bă, dacă îmi spuneai, ea a pus râma, câștiga concursul. Scuze-mă, seamănă cu cine a pus cârciuma în drum. Cine a pus arcul în scârciuma în drum? Dă-mi voi, dragul meu, să-ți reiterez această plăcere și să spun că următoarea piesă se cântă în duet după 20 de ani. De la Toto Cutunio, ce? Piesa asta. Ba da! Așa! Nu, din când în când cântăm și Toto Cutunio, de-aia mă uitam acolo. Băi, am schimbat eu ceva! Toto! As soon as my heart will stop breaking and tears of pain, someday forever is true. As soon as my heart stops and tears of bravo, copii! Bravo, bravo, bravo! Asta e o piesă pe care Horia o iubea tare mult și noi o iubeam că o cântam, ne place tot tare mult și ne plac instrumentiștii de acolo și considerăm promotori șmecheri ai muzicii bune. Da, a fost. Lume. Dar... Horia era unul dintre puțini oameni care știau de tot. Toată lumea de-aia am făcut gluma cu Toto Cutunio la început și dacă noi o cântam, era mamă, zic, fii atent, e unul căruia îi place piesa. În rest nu prea știa ei piesa, dar nu ne plăcea să o cântăm, dar nu conta că nu le place. Descopereau. Sunt anumite lucruri care îți vin în suflet. Sunt anumite lucruri care s-au lipit de sufletul tău, dar care nu sunt cunoscute. Ce faci în cazul respectiv? Le promovez direct. Motivația principală trebuie să fie una singură, dragostea ta față de piesa respectivă și ea poate să atingă sufletele celorlalți. Bineînțeles, da. Dacă eu consider că piesa aia face bine altor oameni, o promovez direct. Tot ce face bine și altor oameni merită promovat. Foarte frumos. Tot ce nu face bine și altor oameni, nu trebuie deloc promovat, trebuie îngropat cât mai adânc. E simplu. Niște valori pe care cred că le împărtășiți și voi. Da, știi de ce? Alo, iubire? Alo? Alo, iubire? Da, iubire. Yes. Iartă-mă că te deranjez. Vorbesc cu Bodo, care este... Bună, Alice. Bună. Nevastă mea are voce de radio, ce știu? Da, mă, da. Iubire, îi povestea... Eu am inventat radio. Uite, discutam cu Bodo acum și i-am spus că atunci când... Bodo este mare pescar, iar o singură dată ai testat această veleitate ascunsă a ta, și anume când erai gravidă, acum mulți ani de zile. Da, cum să nu, am prins cei mai mulți pești. Da, mă, dar întrebarea este, venind din partea mea, fără să fiu cârcotaș, cine a băgat râmanac? Cine a băgat râmanac, iubire? Eu, cum cine? Iubire, nu mai ții minte că ți era jenă de râmele alea. Eu ți-am băgat râmanac. Eu pot să spun ce vreau acum, iubire. Păi, vezi, exact, corect, vezi. Tu profiți de bunătatea mea. Dacă ai făcut un lucru ăsta, ești 100% câștigător. Iubire, vreau să spun că Bodo ne-a invitat și la pescuit și la Dobrești. Unde mergem mai întâi? La Dobrești sau la pescuit? Unde se mănâncă și se bea, iubire. Și acolo, și acolo. Dar la Dobrești, mamă, am 6 grătare separate. Deci are 6 grătare separate. Te pot perpeli, iubire, cum te perpelesc eu fiecare seară, te pot perpeli pe grătar acolo. Okay. Îți mulțumesc foarte mult pentru informația ta. Pe Bodo și toată familia și îmbrățișez pe toți cu drag. Să rămână și noi pe voi tare de tot și Lori vă pupă. Și Lori ne pupă și copiii ne pupă. Te sărutăm, iartă-mă că te-am deranjat. Pescuitoarea mea. Pescuitoarea mea de perle. Pa!
Eram sigur că o să zic că ea a făcut tot. Da, mă, da. Așa e nevastă, mă. Dar când... Ce mai dat din casă, una pescuitoare de perle. Îți pescuiește toate perlele pe care le scoți? Pe gură? Cum ar fi chestia asta? Mamă, nasol. Cum să... Băi, e dreptul ei că e soția. Cum ar fi să le noteze? Ea e... Ah, foarte bună asta. Nu, nu mi păi pentru că, e soția ta și ar trebui să facă lucrul ăsta și sunt sigur că face. Nu mai vorbim. De ce să pescuiască perle dacă este cea mai frumoasă perlă? Și asta e adevărat. Doamnelor și domnilor, vă atrag atenția că acum când am dat timp înapoi, toate amintirile au venit către noi și noi cântăm una dintre cele mai necunoscute. De conesori nu, dar cele mai necunoscute pentru publicul spectator, o piesă care se numește ceva cu porc, dar nu cu porc exact. Mama. Iată de aici. Tiri mi du mi dora. Come on, Chris. Join the party. Deci lungimea de notă la bas la piesa asta e gravă. So systematic, no, no. I'm just an addict from your love. I don't really wanna hold you. I never ever should have told you. You're my only girl. You're my only girl. I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you. You're my only world. Only looking day. It's really not confusing. No, no. I just an illusion. Can't you see? I'm not the only one I hold you. Yeah, I never ever should have told you. You're my only girl. Should have told you you're my only world. Yeah, yeah. Georgie, Porgie, pudding pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, pudding pie. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Porgie, pudding pie. Kiss the girls and make them cry. Kiss the girls and make them cry. Kiss the girls and make them cry. Georgie, Georgie,
dragilor, felicitări, bravo, dragilor. Baby. Bravo, asta, baby. Asta e balsam pentru sufletul nostru. Oh, pentru sufletul meu. Aici, asta, cea mai dificilă. Da. Tu ai cântat basul cu stânga, dar... Mamă, știi, pentru un basist este ceva îngrozitor. Piesa asta este foarte grea, pentru că lungimile de notă de la piesa asta, atât de exacte, dau bătaie de cap multor basiști. Atât din România, cât și din alte zone ale lumii. Eu cred că în jurul casei tale, pentru că mi-ai spus de animalele pe care le ai, mai sunt animăluțe. Câte pisici ai? N-am nicio pisică din pricina cățeilor, pentru că am 6 câini. 6 câini? Da. Îi țin în casă? Nu, 2 dintre ei, ascuțitorile, mai intră în casă iarna. De ce înseamnă ascuțitori? Ascuțitori înseamnă bișon havanez și Westie. Westie. Adică Arce este Westie, are 14 ani, e dragul tati care e bătrâne și trebuie să-i... Are oasele bătrâne. Așa. Și Sasha este jucăria lui, de fapt, stăpânul curții. Sasha este un bișon havanez mic care face dresaj cu toți căței din curte, inclusiv cu Malinoa cel mare, Jar pe nume. Mai am un Malinoa, 3 maidanezi și 2 ascuțitori. Eu mă așteptam, da, am un câine pe care îl cheamă Rex, Max, Flex, Pex, no, dar no. Când ai înșiruirea asta de... Nu te joci. Nu te joci acolo, nu, nu. Cu spiritul canin nu te joci. Sub nicio formă și nici pisicile nu se pot juca. Am încercat să îmi prietenesc cu câțiva, cu o pisicuță și după ce a fost suită în pom de mai multe ori de către... Băi, ăștia mici, nici măcar n-au dat, pe aia am ținut legați, adică băgați în padoc. Am înțeles. Ăștia mici a plecat mâncând pământul și a zis, nu mai vreau la ăștia în casă. Te-ai rezumat doar la câini sau ai alte animale? Bă, cred că mai am niște șoricei prin pivniță. Sigur am de ce pe ea. Și dacă șobolan n-am, sigur că îi prinde Maronica, una dintre maidanezele mele. Maronica e specializată pe șobolani. Incredibil. Îi găsesc morți prin curte fără să le pun o travă, că n-am cum să pun o travă având și câini. A, deci era clar. Dar îi găsesc pe aia, îi prinde și paradește. Dacă nu știți, să știți că Bodo are și o seră. O mini seră. Dar nu de fiecare dată când intră în seră, ghiciți ce cântă. Que será, que será, que será, que será de la mia vida, que los la... Ce plantezi acolo? La partea asta te potrivești? Anul ăsta n-am mai băgat direct, pentru că n-am mai băgat decât, n-am până acum, am băgat salată și ceapă și usturoi. Dar nu le-am mai pus în seră, pentru că m-am săturat de seră. Mai bine le cresc, dacă e să le cresc, în aer liber și cu asta, pentru că îmi permite timpul. Și este permite și spațiu, nu e atât de poluat ca aici, bănuiesc. Da, fără discuții. Și acolo, nu, la seră am zis să încerc aici pe o seră, la într-o seră mică de 4x3, câteva fire de roșii și darea, dar... Alea, când încep să crească ca nebunele și trebuie să stai tot timpul să le copilești, ciu, 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 să le tai, să le rupi alea false care dau... Să stai, mamă, este ceva incredibil. Trebuie să întorc timpul din nou, cu câțiva ani în urmă. Cred că eram prin 2004. Și atunci tu participai la o nuntă. Era și din nou. Da, era ta. Și țin minte că ai gândat o piesă care... După aceea am zis, băi, neapărat trebuie să o băgăm. Efect, ce făceai tu? Băi, dacă a făcut Bodo și ei și bine. Pentru că rezultatul era așa. De asta ne place să ne inspirăm. S-a întâmplat un art artistic și a fost întâmpinat de aplauze și de urale. Deci a avut succes. Deci pot avea și eu succes cu aceeași chestie. Numai că eu nu sunt Bodo. Eu n-am vocea lui Bodo. Ca atare trebuie să o pregătesc foarte bine. Piesa era una de dragoste. Era numai cu pian. Și voce. Da, mă, știu despre ce vorbești. Băi, dar nu, zic, despre ce piese vorba? You're so beautiful? Băi, ce știi asta, mă? Bine, mă gândeam la Ana, zorile se varsă, dar mergi. Da, eu știu că știi versele, dar ți le dau așa, că să le ai în față. Deci, asta era între o mare de rocoreală, deodată, stop, nu mă obțin. Nu mă obțin. Aș vrea și eu să cânt o melodie. Care suna... Așa. You are so beautiful. To me, you are so beautiful.
see. You're everything I hope for. You're everything I need. 'Cause you are so beautiful to me. You are so beautiful to me. You are so to see. You are all that I hope for. Everything to me. You are so beautiful. Cum o să cânte Joe Cocker piesa asta așa frumos? Deci Doamne, tu, ce frumuseți. Da, da. Câtă sensibilitate are interpretarea lui. Știi că... Ce șansă, te întreb așa, ce șansă e da unui tip ca Joe Cocker cu o piesă ca asta în zilele noastre? La, așa, cu un piancio mai mult decât nu știu, metrou de la Piccadilly Circus, nu știu de unde, din Londra. Nu, nu cred. Adică nu... Eu am oricum o părere. Sunt foarte multe artiste românce care acum au piese pe radio care nu le reflectă deloc vocea. Dacă vrei să știi. Efectiv, sunt voci spectaculoase pe care le cunosc eu personal. Au fost aici la masă. Nu... Ce se cântă... Practic, există o lume paralelă. Există o lume a radioului internațional, nu-i vorba de românesc, nu, internațional, care se duce într-o parte. Există o lume a vocilor care nu este similară. E ca și când tu găsești un sâmbure acolo, dar de fapt persoana respectivă, dacă te duci la concertul ei, poate să-ți demonstreze de 100 de ori lucruri mai frumoase și poate să-ți hrănească sufletul mai mult decât a făcut-o cu piesa ei de radio. E clar, oricum, dragă Horica, exprimarea pe scenă și în concert n-are nicio legătură cu suportul audio pe care tu prezinți piesa. Nicio legătură, niciodată, ever. Atunci când îți place să cânti, suportul audio are o limită. Da. Pe care nimeni nu... Da, e limitată. Da, iar pe scenă e no limit. Direct acolo când tu cânti piesa respectivă cu drag și cu... și cu bunătate, ca cu, mă rog, cu valoarea ta pe care o expui. Niciodată, deci nici toată lumea înțelege. Bă, dar nu sună ca pe disc. Păi n-are cum să sune ca pe disc. Ascultă Let Me Entertain You pe scenă. Suport audio și după aia ascultă și pe scenă. Și hai, nu pe YouTube neapărat, fii acolo în sală. Păi s-a terminat șmecheria direct la când a dat drumul la treabă. La Zucchero mi s-a întâmplat asta la Cerbul de Aur. În momentul în care a venit pe scenă și a dat în jos, mi s-au muiat genunchii direct. Da? Da, da, da. Cum a sunat trupa și cum suna tot vocea lui. Mare artist, mare voce, mare băiat. Vreau să spun că eu încă nu cred și spun sincer lucrul ăsta și nici ție nu ți-a venit să crezi că tu ai trecut printr-un infarct. Da. Adică vestea acum și acum când o spun și când ți-o spun ție față-n față, mi se pare o glumă.
Și mie. Sincer. Adică este un om, un om ca tine pregătit oricând să intre în echipa de rugby a țării. Da. Da, da, uite, vezi. M-a iubit Dumnezeu tare mult și m-a tras de urechi doar un pic prin asta. Adică mi-a amintit, bă, atenție că despre asta e vorba. S-a întâmplat acum 2 ani. Cu 2 ani, nu numai. În luna mai. În mai, acum se fac 2 ani. Când, dând cu mașina pe mașina de tuns iarba prin curte, am simțit nevoia să beau niște apă rece. Eram înfierbântat și am băut o cană cu apă rece și, dragă Horia, am simțit așa ca o arsură în capul pieptului. După aia am aflat că a fost o vasoconstricție care a produs infarctul. Și dar pur și am băut aia și, dar n-am avut probleme cu să cad pe jos, să-mi picioarele înainte, să mă ducă cu ambulanță, nicio treabă. M-am simțit arsura aia, am zis, ce zic, seamănă cu o aprindere la plămâni, ce-o fi asta? Zic, e ceva ciudat. Un reflux gastric. Da, bineînțeles, am pus-o pe seama micul ăia pe care l-am mâncat în aseară, aia măsii. Și am început cu pastile, cu calmante gastrice, cu de-astea nicio treabă. Câte zile ai stat pe pastile? N-am stat pe nicio pastilă, că seara m-am culcat liniștit, am trezit a doua zi, m-am apucat iar de treabă, nu mă lăsa, nu mă durea tot timpul. Am mai dat cu mașina de tuns și cu motocoasa de data asta și a doua zi, și după ce am pregătit ceva de mâncare pentru băieți și pentru Lori, am chemat la masă, am mâncat și am vrut să mă întind un pic cu Filip, cu cel mic, în pat. Și mă dureau umerii, așa că atenție mare, când vă dor umerii așa, fără să aveți mari probleme, să zici că ați tras cu de fiare, nu e în regulă. Și mă dureau și mi se lăsa așa durerea pe mâini și nu puteam sta pe nicio parte, nici pe stânga, nici pe dreapta, și zic, bă, zic, nu mă simt foarte bine. Disconfortul ăsta, eu am pus-o pe seama disconfortului, mi-a generat și o transpirație rece. M-am ridicat din pat, m-am dus la Lori și zic, băi, eu nu mă simt foarte bine. Mâine aș vrea să merg până la doctor să-mi fac niște analize. Cred că ar fi ok să merg până la spitalul militar. Era în Dobrești. Eram în Dobrești, da. Eu eram deja în a doua zi de infarct. Am vorbit la telefon cu domnul profesor Mischianu de la spitalul militar, bun prieten de-al meu. Și dânsul mi-a comunicat, dragul meu, după simptome ai făcut un infarct, ar trebui să vii acum, pe loc, la spital. Și eu, pentru că, nu că sunt indolent, dar asociam infarctul, ți-am încă o dată spun, cu ambulanțe, cu girofare, cu picioarele în față, targă. Dacă n-am căzut, n-am infarct. Dacă n-am infarct, mă, o fi fost ceva, dar nu e așa. Și am mai dormit-o, zic, vin mâine dimineață, domn profesor. Bă, vin acum, nono, vin mâine dimineață. A doua zi dimineață m-a luat Lori în mașină, am mers cu ea, a condus Lori. Am ajuns la spital, unde mi s-a dat verdictul. Luați o pijama de unică folosință și poftiți cu noi în sala de OP. Păi zic, pentru ce? O să vă facem o investigație mai, așa, o coronarografie, o angioplastie, mă rog. Și dacă aveți vreo problemă, o rezolvăm pe loc. Dacă nu aveți vreo problemă, nicio problemă, mergeți acasă. Ei știau că am o problemă, dacă să nu mă sperie, mi-au zis că da, nu e problemă, puteți să plecați după aia, dacă nu aveți nicio problemă. Și când am intrat pe masă, bunul prieten și un doctor senzațional, Mohamed, a zis, trebuie să spun 3 stenturi. Și zic, bă, da, te rog frumos, încearcă să-mi explici ce înseamnă 3 stenturi. Și a zis, 3 stenturi, adică sunt 3 bucșe pe care ți le băgăm pe vasul ăsta al inimii tale, pentru că porțiunea asta, fiind un infarct de 3 zile, s-a tot lipit și mai mult. Dacă ți-a lipit la început, a fost atât, acum e vreo cam atât, mă rog, mi-a explicat el. Stenturile astea le-ai și acum. Da, fac parte din mine. Deja nici le mai știe, nici organismul meu nu le mai depistează. Sunt acoperite, epitelizate deja după 2 ani, nu mai avem probleme. Și mi le-a băgat pe alea și i-am zis, hai că eu plec acasă, unde să pleci? Trebuie să stai 7 zile în spital. Păi cum să stau? De la pentru ce?
Păi poți face aritmii la fiecare secundă, poți muri la fiecare secundă dacă nu stai sub observație. M-au monitorizat, mi-au pus toate firele posibile pe mine, furtunele, și statul, cred că o zi așa cu furtună, după care am mers în rezervă și am stat încă 6 zile. A trebuit să mai stau încă 6 zile. În schimb, pentru că a funcționat medicația pe care mi-a dat-o după, n-am mai fost nevoie să pun și al patrulea stent, pentru că el mi-a spus atunci s-ar putea să mai vii, ar trebui să mai vii să spun și al patrulea stent într-o zonă pe care nu, la care nu putem lucra acum, în timp ce lucrăm la zona asta. Și m-am dus pentru al patrulea stent, m-a pus pe masă, mi-a făcut aceeași coronarografie. Știi cum e la coronarografie? No. Deci pe aici, prin artera de la mâna dreaptă, îți bagă un fir? Îți bagă o sârmă. Îți pune întâi un cateter, e ca un, așa? Da, da. Și prin cateterul respectiv îți bagă o sârmă care îți vine pe arteră, pe aici, și îți intră în inimă. Și în inimă se vede, deci prin cateterul respectiv, prin sârma asta, îți trimite stenturile în zona respectivă și îți montează stenturile. Cum? Ți le și umflă. Stentul e subțire. Și când ajunge în zona respectivă, se umflă. Deci e ceva incredibil. Tu vezi toate astea pe... Bine, nu vezi tu când se umflă stentul, dar vezi cum îți umblă cu sămulița. Tu erai... Păi normal că ești treaz, simți absolut tot. Și simțeam un gândăcel, pur și simplu un gândăcel, așa, prin piept și pe sub piele. Aici nu l-ai simțit când ți l-a băgat? Nu, nu, pe mână nu l-am simțit. Pe mână nu l-am simțit, l-am simțit pe aici, prin zonă, cum umbla pe acolo, în inimă. Atenție, inima nu e în partea stângă, inima este aici. Deci inima e pe piept, aici pe piept, asta e zona în care se află inima, puțin orientată spre parte, într-adevăr. Are vârful spre, dar niciodată să nu vă țineți de mână aici, că n-are nicio legătură. Inima e aici. Doar la in ne punem. Da, da, da. Când așa că vă invit, dragilor, sincer vă spun, vă invit cu drag să mergeți la... M-a sunat Lori, trebuie să... Nu, te rog, răspunde lui Lori. Răspunde lui Lori că poate vrea să-mi transmită mie un mesaj și vreau să știu despre așa. Ce... Așa. Acum toată viața... Deci abia m-a... Fii atent, m-a... Mâna plină de gunoaie. Bubulina. Bubulina. Ești pe difuzor și ești în emisiune la Brenciu. Lori, te sărut, iubirea mea! Te-ai blocat? Nu, nu se aude, cred că n-are semnal acolo. Zic că aveam mâna plină de bijuterii, nu de... de diamante. Oh, iubirea mea, ai fost să culegi ceva din curte? Ghiocei, cumva? Doamne, să nu mai fac surprize de astea, ca să nu... Lori, aș vrea să-ți spun că te-am bârfit de la un cap la altul. Bine, nu știu care este capătul celălalt al acestei întâlniri între mine și Bodo, dar te-am bârfit în permanență. Știu ce face Dani, știu ce face Filip, știu ce faci tu, știu ce face atelierul pentru, de joacă pentru copii. Nu înțeleg de ce n-ai venit. Nu înțeleg de ce nu am venit? Da. Să-l lași singur în capcanele pe care le oferă Bucureștiul. Păi da, o să se întoarcă cu un cadou de la mine pentru tine, fără doar și poate. Nu, eu nu glumesc. Vezi, asta e diferența între noi. Eu nu glumesc. Vreau să spun că abia aștept să ne vedem. Eu nu fac promisiuni, dar aș vrea foarte mult, pe lista mea de drumuri, am pus un nou frumos, Dobrești. Așa că o să... Nu știu de ce nu ne-am invitat pe amândoi. Eu asta nu înțeleg. Draga mea, eu când invit un bărbat, el trebuie să vină cu soția și copiii. Înțelegi? Eu invit pe toată lumea. Numai că nu știu ce program are programa unii și alții. Da. Veneam. Deci nu conta ce program. Ei, ne vedem... Vorbim mai târziu. Dacă... Nu e așa că viața e minunată, nu e așa, nu e așa? E cea mai minunată. Bă, dacă mă sunt peste 10 minute. Bă, numai din vocea ta îmi dau seama că ai multă iubire acum și că te bucuri de ea, pentru că tu ai acolo multă dragoste, dă-mi voie să te îmbrățișez și eu cu aceeași dragoste și...
să promit că ne vom vedea cât de curând cu familiile reunite. De-abia aștept. De-abia ai spus asta în direct, deci nu mai cum să te răspundești. Adio del pasato. Bine, vă pup. Te sărut cu drag. Bobulina, mă bucur, iubito, că nu e nimic grav. Te pup. Asta e, Lori. Când te trezești dimineața. Da. Care e programul tău? Păi, în primul rând, de fapt, dimineața, ce să zic, mă trezesc copiii când pleacă la școală. Așa, așa, așa. Că e ora 7. Corect. Și aud prin casă, eu n-am chef să merg astăzi, dar uite-l pe Dani, nu mă lasă, deci eram primul, deci băi, dă-mi și mie pasta ta de dinți, te rog frumos, păi, dar nu mi-ai luat, că mi-ai luat-o pe aia mea și de alea, înțelegi? Și te trezești. Mă trezesc și, bă, de fiecare, mă tot gândesc ce piese să le pun să-i înveselesc de dimineață. Uite o idee bună. Și dau drumul la televizor și caut pe YouTube. Într-o zi am găsit, hai să ne imaginăm. Da, 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 da. Că avem aripi și că zburăm, că suntem mai drepți, mai buni, de mâine, de luni. Și zis, ba, ce tare, dar mă, tu știi cum a rămas așa, că e ceva nou pentru ei genul ăsta de muzică. Și zis, bă, ce tare text. Și mi-au mai cerut-o și în alte dimineți. Tati, pune piesa aia cu, hai să ne imaginăm. Dar cine o cânta asta? Că mi-e cunoscută. Dorina Anastasiu. Ah, da, 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 da. Și cred că era lui Cristinoiu. Sau un Cristinoiu chiar. Da, da, da. E un Cristinoiu. Dar știi că mă gândesc de fiecare dată la momente de genul ăsta. Ce mai e? Ce mai e? După A e litera B. Da, da, da. E roșu și negru. După F e litera G, da. Na, 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 al. Alfabetul nu e greu. Na 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 na. Alfabetul nu e greu. Bebene de la bunică și bunic. Ce-ul de la calendar. De mâine de la dar. Ce urmează? Da, bă, da. Ce mai e? Ce mai e? Deci asta după F litera G. Exact. Da. Și ce le-am mai pus în altă dimineață ca să-i îmbunesc, că ei sunt morocănoși de dimineață? Știi ce le-am pus, bă? Zi! Ta-l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 a
Și deschid dacă ieși, cântă și păsărelele afară, sunt cei mai... Bă, deci râd cu ei teribil de tare. Dar, și imediat, își revin. Când ai început melodia, cânteam cu... La 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 iubito, urcă-te pe mici. Nu, mă, nu e cu bună dimineața. Tot ce are legătură cu bună dimineața. Bună dimineața. Bagă acolo cu bună dimineața. Așa. Pleacă ei la școală, îi duce Lori, pe care se întoarce acasă, eu aștept cu cafelele. Ia cappuccino, eu double shot scurt. Ne uităm la un devoțional pe care îl, în fiecare dimineață ne-a intrat așa în, în sânge treaba asta, să vedem un cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Mm-hmm. Un devoțional foarte ok pe YouTube pe care îl vedem pentru ziua în curs, mă rog, și îmi place să descoper că în fiecare zi mă lovesc într-un fel sau altul de dimineață până seara de una dintre învățăturile din cuvântul lui Dumnezeu pentru, din exemplele de acolo. Așa, după care citim un pic din Biblie, înseamnă un capitol un pic, un capitol, 6, 12 versete, adică. Uh-huh. De acum ne-am apucat de proverbe. Ne citim din proverbe, după care ne apucăm de roman, nu, când, nu citim neapărat la rând, am citit toată Biblia la rând, dar acum mai reluăm diferite pasaje. Așa. Loredana se roagă de mine după aia să mă urnesc să mergem la atelierul de joacă, pentru că în afară de atelier anul, anul acesta până la finalul lunii ăsteia, aprilie, trebuie să dăm în folosință și un club, Club 43 se numește, un loc deasupra, la etajul 2 deasupra atelierului de joacă. Am mai închiriat un spațiu pentru adolescenți. Aha, pentru cei care nu se pot regăsi în, și nu se mai regăsesc printre jucăriile de la atelierul de joacă și pe, printre bucătărioare de copii și așa, pentru aia de 13, 14, 15, 16 ani, am făcut un club sus, i-am întrebat cum vor să arate clubul lor și s-au uitat la mine și ce mi-au zis? Surprinzător, au zis
În niciun fel, vrem doar un loc unde să ne întâlnim. Atât. Pentru că ei nu vor nimic. Ei vor doar să întâlnească, socializeze. Bineînțeles că n-a fost cu nimic. A fost cu ce? Au PS acolo, un PS, un PlayStation, un Xbox, un proiector, un videoproiector, unde mai vedem filme, ne întâlnim, mai dezbatem câte una alta, o masă de ping-pong, două fotbal de masă, darțuri pe pereți, chestii de genul ăsta. Decât să spargă semințe în fața, în fața primăriei, noi îi vedem pe geam de acolo. Da. Și să se apuce de fumat sau de alte tâmpenii, mai bine vin la noi și se joacă și se joacă. Stăm și relaționăm între noi cu diferite... Relaționează. Și chiar o să te invit acolo, chiar dacă nu vrei să vii cu familia, dar sigur vrei, m-aș bucura foarte tare ca într-o zi când vom stabili și când va vrea Dumnezeu să vii, sigur, să le vorbești un pic cu copiilor, pentru că sunt... sunt sugative. Despre tot ce însemna pe tine, pentru tine, cariera de televiziune. Despre orice. Despre viața ta. Despre sunt fierți să audă genul ăsta de povești. Eu le-am dus până acum personalități din armată care le-a povestit copiilor despre viața militară, despre onoare, despre disciplină, despre țară, despre dragoste. Iar eu o să contribui la chestia asta spunând doar puțin despre ce înseamnă puțină nebunie. Bineînțeles. Pentru că ei au nevoie de lucrul ăsta și noi suntem conștienți de asta. Crede-mă, Horia. Deci am lansat invitația, ca să știi. Invitația a fost prinsă și o să fie dusă la bun sfârșit, fără doar și poate. Numai că dacă m-ai fi întrebat pe mine ce fac în fiecare dimineață, o iau pe nevastă mea de umăr și spun Adriana! Pentru că pe nevastă mă o cheamă și Adriana. Adriana. Ana! Zorile se varsă, lasă-mă să merg acasă, la copii și la nevastă. Ana, zorile se varsă, Ana, mândra mea frumoasă, lampa de pe masă, lasă-mă și nu mă lasă. Apoi, Ana, jurile se varsă. Zorile se varsă, când nevasta-i numai una. La mine e a patra, dar mă rog. Și ochii de una, dorul face cale-n față. Pe Ana, zorile se fac
Zorile se varsă, bravo! Maestru Ioan Boxea, bă, frumos. Lasă-l, știi ce, știi, lasă-l pe Boxea, mă. Bă, eu nu știam. Deci tu acum ne-ai cântat ca solistul de pop rock. Tu ai fost altceva acum la piesa asta. Păi da, mă, pentru că e foarte frumoasă piesa, altfel nu cântam. Da. Atenție mare. Păi da, trebuie să respecti, da. E o piesă populară. Nu știm cine a scris-o. Nu știm cine a compus-o, da? Da. Habar n-avem. Da. A descoperit-o maestru Ioan Boxa, a cules-o din popor. Din zona Clujului. Păi asemenea capodoperă merită tot respectul nostru, pentru că unul la mână sună bine ca și înșiruire armonică. Corect, corect. Absolut genial. Și apropo, mulțumesc frumos, dragule Marius, foarte bine, foarte bine, foarte bine acolo. Tot eu l-am învățat, să știi. Sunt convins, eu am mai cântat-o în afară de Robert și cu alții clăpari care au măcelărit-o, au umplut-o de sânge ca la Balamuc, au terminat-o definitiv. Mulțumesc frumos, foarte bine. Text absolut genial. Da. Bă, cum e, mă, deci o arde domnul și pe la mândra mea frumoasă și stânge așa, lasă, zice, lasă-mă și... Aia e foarte tare. Cum e, mă, cum să zică țăranul român? Lasă-mă și nu mă lasă. Cât de tare e versul ăsta. Și cu concluzia de final, că nevasta e numai una și copchii totdeauna. Dorul face cale-ntoarsă, hai, pa, pa. La revedere. Educația aveam de când eram mici, respectiv din de mult timp. Tu, în momentul de față, la modalitatea pe care ai dezvoltat-o aici, armonico-timbrală, tu acum trebuie să faci un album de populare? Un album de populare? Piese una și una, nu de... Bun, piese una și una, da. trăiri. Trăiri, exact, piese care au trăiri. Da, da, corect. da. Adică eu am zbârcit-o din prima, ți-ai dat seama probabil, dar mie îmi place o piesă foarte mult, dar nu pot să o duc la bun sfârșit, e România. Wow, ce... Dar nu pot să o duc la bun sfârșit niciodată. De ce? Pentru că aș vine să plâng. Da. Și nu, nici dacă mă concentrez. Mamă, ce tare piesă. Înțelegi? Lui Daminescu, bă, ce tare. Da. Mare piesă. Adrian a făcut un lucru formidabil cu piesa asta. Pff. Și numai gândindu-te, băi, îți vine să plângi numai gândindu-te cum a scris-o el. Atât. Cum era acolo, terminat. Neavând informație, că nu mergea, circula informația cum circulă acum. El în Anglia, neștiind aici. El, simțind, dar în același timp el neștiind amploarea diasporii care va să urmeze. Exact. Dar, cu siguranță, piesa asta... Ai cântat-o vreodată la diasporei, undeva? Nu. Am cântat-o eu în Anglia, s-a terminat. Și în Anglia, și în Spania am cântat-o. Și în Italia am cântat-o. Se termină șmecheria acolo, direct. Cum începe piesa aia? Foie verde, plopuscatu, plânge Ardealul și Banatu. Băi, mai bage, plânge Ardealul și Banatu, Moldova și tot regatul. Băi, mai bage, măi, din Constanța până la Cluj și din Giurgiu până la Ruj, varsă-ți țara lacrimi grele căurind pământ cu ele. Măi, măi frate, măi, eu sunt departe, n-am ce face. Sunt departe, n-am ce face. Mă gândesc și scape ace.
Măi, măi bage. Stau și plâng ca o muiere, dar am pe limba gust de fiere. Păi să-mi ajute, n-am cui cere, să-mi ajute, n-am cui cere, băi, măi bage, măi. Păi noi românii suntem mândri, păi noi românii suntem mândri, măi, măi, bage, măi. Ne fălim cu orice, dar de fapt n-avem cu ce. Păi ce-am făcut cu viața noastră? Am dat totul pe fereastră. Măi, măi, frate, măi. Să ne fălim. Nu vindem țara. Să ne fălim, nu vindem țara. Măi, frate, măi, dar sunt sute de hai care ne-o vând pe bani străini. Iar românii-s milioane, iar românii-s milioane, stau și plâng și mor de foame. Măi, măi, frate, măi. Din 1989, atunci a fost scrisă piesa asta. Din 90, e actuală? Incredibil, bă, incredibil. Proconsul a lansat 9 albume. Da. Bine, cu tot cu Best Of. Care e cea mai apropiată realizare a ta de sufletul tău? Cea mai apropiată? Uh-huh. Album de concepție. Uite, 10 povești. Un 10 album. Povești. Da, 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 10 povești. E un album care, la care am pus foarte mult suflet, pentru că a fost un album de concepție. Au fost 10 povești separate acolo, înșiruite și puse cu grijă pe acorduri și puse pe albumul care se numește la fel, 10 povești. Da. Care a fost cea mai frumoasă poveste? Ultima. Cum s-a numit? Epilog. Care a fost cea mai frumoasă amintire cu cerul întâmplată datorită acestei piese? Vai de mine. Păi în primul rând nașterea ei. Cântec cu cerul a fost un copil mort din fașă. Se pare mort din fașă. Cum așa? Pentru că noi eram semnați cu Mediapro la vremea respectivă și la Mediapro era o domniță, Oana Negruții se numea, la vremea respectivă, care împreună cu Bogdan Strătulă gestionau artiștii Mediapro Music. Și noi... Pe noi ne-a plăcut mult de cum am ajuns noi la Mediapro Music, pentru că pe noi ne-a plăcut Adrian Sârbu foarte tare. Cum ne-a văzut, a zis, mamă, cât de tare cântă ăștia. I-a plăcut ca și ție trupa Proconsul. Da. Și a zis, voi trebuie să veniți neapărat la noi. Dar el cu o dorință sinceră și clară de a se întâmpla ceva cu noi. Ne-a dus acolo, la Mediapro, numai că, din păcate, cei din subordinea lui nu ne-au agreat atât de tare cum ne-a agreat dânsul. Și la un moment dat m-am trezit că ne pune cineva să cântăm ca și Santana cu Corazon Espinado. A zis, ba, asta e la mod de gen Corazon Latino cu de-astea, că e mișto, că... Și noi am refuzat, am spus, bă, noi avem gălăgie mult în cap și nu putem să ne apucăm să copiem ceva. Și era dorința voastră să faceți ceva original. Să facem ce vrem noi, pentru că aveam gălăgie în creiere.
Da, ca și compoziție. Ca și cum. Și am refuzat. La 6 luni de zile după treaba asta a apărut trupa Boschito la Media Pro. Trupa care s-a aliniat și a făcut ce a vrut domnul Boncea la vremea respectivă. Noi n-am vrut să facem asta. Ba mai mult decât atât, am scos și eu un cântec de ca și Ceru. De, exact, Ceru. Și ne-am dus după ce rupsesem radiourile în două cu De La Ruși. Ne-am scos piesa Ceru la doamna Oana Negruții, care ne-a primit și a zis: foarte mișto piesa, bă, dar într-o epocă în care paraziții la putere cu B.U.G. Mafia, cu După Ziduri, suntem noi care te facem pe tine, după blocuri. Așa? După blocuri, da. Deci, cum fii tu, Bodo, cu un text de genul aș culege în palmă o stea să te am pe tine? Răspunsul meu a fost atunci că pentru a avea o femeie, pentru a avea o femeie, și în 2500 un bărbat îi va vorbi frumos. Poate că după asta, după ce se consumă actul, nu îi mai vorbește frumos, dar până atunci îi va vorbi frumos. Și cred că n-are nicio legătură cu ce spune ea, piesa Ceru, și că e o piesă frumoasă. Dar, ca și producție, era refuzată din prima. Dragoș s-a încăpățânat să o dea, să o promoveze, și a dat-o la festivalul de la Mamaia prima oară, fără să știu eu. M-a sunat Crina Mardare, eram pe baltă la pescuit și n-aveam semnal și mă chinuiam: da, alo, Bodo, tu ești, da, așa, mă rog, am găsit un loc unde să pot comunica cu ea. Ce, bă, sunt în juriu la Mamaia. Zice, e o piesă cu care are vocea ta, e acolo vocea ta, se vede clar că e vocea, e trupa voastră, e una Ceru. Mi-am rămas șocat, zic, bă, dar cine a trimis piesa la Mamaia? Bă, nu știu, e aici și a intrat în, deci a intrat în concurs, ca să știi, despre asta e vorba. Deci, bă, dar ți-am zis, vreau să mă consider că e, să mă convin că e vocea ta. Zic, da, mă, e vocea, dacă e Ceru, e vocea mea. După aia mi-a zis, l-am sunat pe Dragoș și mi-a zis: Dragoș, da, bă, am dat-o eu la Mamaia. La Mamaia a făcut o figură frumoasă, trebuia să ia marele premiu și a luat locul 3. Pentru că au trișat ceilalți. De pe primele două locuri s-au dus repede după ce au cântat la Internet Cafe, chestie recunoscută inclusiv de Călin Giambașu. După mi-a recunoscut la un timp de, mi-a recunoscut: bă, eu după ce am cântat piesa, m-am dus la Internet Cafe și dacă mai ții minte era faza aia cu vorbitul la secundă, la 5-3 secunde, genul, alo, închideai, da. Netaxabile. Da. Și atunci puteai să promovezi piesa. Stăteai și spăteai acolo, stăteai și a băgat 1 milion de voturi la piesă după același număr, că nu era nicio problemă la vremea respectivă. Și m-am ofticat eu atunci când am aflat că e doar locul 3, dar n-a fost asta important. Important a fost că publicul din toată țara a auzit piesa, bă. Și în momentul în care a auzit-o, nimic n-a mai putut să stea în calea dezvoltării. Muzica a lucrat, da, pentru tine. Da, da. Sunetul a lucrat. Așa că Dumnezeu a făcut în așa fel încât ea să fie auzită de toată lumea din România la festivalul de la Mamaia. Deci n-am știut întâmplarea asta deloc. După care a mers la Cerbul de Aur și la Cerbul de Aur a făcut... mamă, ce tare a fost și la Cerbul de Aur. Foarte tare. Noi niște copii tâmpiți, când m-a chemat... am fost chemat de doamna Mariana Șoitu la, da, la Televiziunea Română. Mariana, da. Și mi-a pus... soliștii și solistele cu care mă băteam eu la secțiunea mea. La că atunci, în anul ăla, a fost un an foarte greu. Au fost secțiuni separate. Secțiunea rock, secțiunea pop-rock, secțiunea dance, secțiunea pop, secțiunea, deci, secțiunea muzică. Deci cu o grămadă de secțiuni, cu foarte mulți artiști, câte 10, 15 străini artiști. Internaționali. Da. Care aveau cărți de vizită, da, serioasă. Da, da, foarte mulți. Și m-a chemat și mi-a pus, de la secțiunea mea, mi-a pus toți soliștii de acolo și solistele. Te-ai îngrozit? Nu. Era unul singur care suna bine, un lituanian, care suna bine și m-am apucat așa un pic de... un pic de... nici de cum să mă îngrozesc. Nu, am zis, ce am, bă, l-am terminat. Deci îi mănânc pe pâine, știam clar că îi mănânc pe pâine. De lituanian. Și n-au cum să meargă după aceea la Internet Cafe. Da, bă.
Și ne-au chemat cu 3 zile înainte, cu 2 zile înainte, am mers la probele de sunet și l-am auzit pe lituanian live. Și cânta foarte prost. Și am zis, asta e, moșule, ai e grav. Simțit, ai da. Simțit? Și am simțit că m-a relaxat. Și m-a relaxat atât de tare... Încât? Încât... ții minte nopțile festivalului la Aro. Sigur. Înainte de cântare... Te-ai dus să urli. M-am dus seara la ora 6 și am ieșit la ora 6 din bar. Și am cântat cu... Pentru că, na, știi cum e. Am cântat și cu... Am cântat noi aici cât am cântat, dar acolo am cântat zeci de piese. Oh, oh, oh. Și am ajuns în ziua concertului, în ziua intrării noastre în concurs, la ora 6 acasă, în camera de hotel, la 10 când m-au trezit băieții, când ziceam că am rămas numai eu, deci ceilalți au mers la culcare, eu eram ultimul, am fost ultimul mohican. Așa. M-am trezit și am răspuns așa. Deci n-aveam cum să scot nici cea mai mică notă, deci nu aveam cum să intonez nimic, nu puteam să intonez nimic. Vorbeam doar așa în șoaptă și cu asta. Și ăla mi-a înghețat toți din trupă la propriu, zic, gata, ne luăm hăinuțele și plecăm frumuse la casă la București. Asta a fost și episodul Cerbul de Aur cu Proconsul. Injecții cu cortizon ce... Nicio treabă, a venit, țin minte și acum, bă, Dumnezeu să-l odihnească. Mitică Tudan a zis, ia bă și mănâncă niște ardei iuți. Poți să mănânci ardei iuți? Da. Deci ia și mănâncă 10 ardei iuți la o ciorbă, că așa îi dădeam eu lui Didina când mergeam în DDR și cânta, dărupea în două și avea vocea ruptă. Și îi trecea. Bă, și-a mâncat 10 ardei. Crina a venit și ea săraca, scumpa de ea, a zis, bă, repede, faceți-i șodou cu ou, da, cu miere, cu toate alea. Mi-a dat, m-au îngrijit. Până la urmă n-a fost. Mă rog, cred că au ajutat și astea. Corect. Vitamina A, mă rog, luată. Am încercat toate variantele. Dumnezeu a fost bun cu mine și am început ușor, ușor, pe la ora 3, să pot să intonez, așa cum intonez acum. Și încet, încet, vorbind, și încet, încet, pe la 5, mi-a fost și mai bine, așa, cu tare, cu tare. Și după am început să mă gândesc, bă, eu am cântat la viața mea mult. Nu câte două piese, nu câte trei, nu câte cinci, cântam câte reprize întregi. Câte două, trei pe seară, zi de zi. Zic, acum am două cântece de pus. Două, bă. Da. Cerul și mi-ai luat inima, am avut de cântat. Și nu pot să le duc pe astea două. Două, bă, în spanac de aici. Doamne, te rog, ajută-mă, nu se poate. Și am urcat pe scenă și a mers, bă, vocea la amândouă cântecele. A mers vocea. Am terminat. Eu pe vremea aceea eram prieten cu, iubit cu Ioana Băsescu. Și am plecat cu Ioana la Poiana Brașov, n-am vrut să mai rămân în... Și așa nu voiam să ne vadă lumea. Am plecat noi repede la Poiana Brașov. Și după concert ne sună iar Gina Stroian. Sună Gina Stroian și zice, Bodolică, să nu plecați că sunteți în gală. Și am rugat-o frumos, Ginuță, te rog frumos să-mi spui ce loc am luat, ca să... Eu sunt în Poiană, nici nu am cu cine să vorbesc. Eu, uite, acum m-a pus să-mi arunc telefonul în toaletă, zic, scot simul din ea, nu mai vorbesc cu nimeni, zic, după, ca să știi. N-a vrut să-mi spună și până într-un final, când m-am rugat mult de ea, am zis, bă, bine, hai că spun, ați luat trofeu. Deci sunt mișcări de trupe grave pe aici, în spatele faptului că ați luat voi trofeu, pentru că n-ați fost foarte doriți să luați trofeu, numai că nu s-a putut face altceva. Altcineva era pus pe... listă. Pe listă era Luminița Anghel pusă pe listă să ia trofeul. Numai că la vremea respectivă, din juriu din anul ăla, juriul era format din 8 membri din afara granițelor României și doar 2 români. Anton Șuteu, amândoi regretatul Anton Șuteu și regretatul Cornel Fugaru din România. Președintele juriului era Gary Osborne, țin minte, și acum președintele, care era președintele Uniunii Compozitorilor din Marea Britanie. Un fel de deci loc unde să dădea nu puteau, ora, exact. Mișculații nu se puteau face. Și aia 8 au dat 10 la cerul și la inima. Ți închipui cum au făcut ai noștri care aveau comandă să nu dea 10. Dar cum dau aia 8 de afară 10 și noi doi nu dăm 10? Pe cum facem? Că era nasol. Pentru, era cu... cum se numea la... Forul Internațional, sub care era FIDOF-ul, mă rog.
Fidof, da. Și era nasol cu Fidof. Și până la urmă au dat și au trebuit să dea și ei 10. Și uite așa... am ținut cerbul de aur acasă, știi? Dacă știi de câte ori am auzit cerul la Vocea României, la X Factor. Chiar, bă, l-ai auzit de multe ori, a fost de multe ori. Da, de fiecare dată, problema cea mare este că tu ai pus acolo o voce foarte, foarte bine încadrată, armonic, fără dubii. Era vocea, știi, Ying și Yang erau acolo. Să știi că au fost niște oameni care, mă rog, a fost o fază cu cerul, l-a cântat la concursuri. După noi, am observat că atunci când piesa este prezentată bine, n-are voie să nu câștige. Într-un concurs de piese... Prezentată ca dezvoltare scrisă, ca și compoziție? Nu. Dacă este cântată bine de omul respectiv. Aha. Dacă este prezentată bine, dacă el o cântă bine, și o cântă bine. N-are cum să nu câștige. După ce am câștigat noi la Cerbul de Aur, la 2 ani de zile a venit un chinez, după ce era Paula Selinga în următor, a venit un chinez, a cântat Cerul și a luat festivalul. Cerbul de Aur. A cântat Cerul. Dar și în 2009 cineva a cântat Septembrie luni și a luat premiul. Poftim. Unde s-a prezentat și s-a cântat, s-a vrut să se cânte, tu știi mai bine despre ce vorbesc, a luat. Piesa e periculos de băgat în concursuri pe lângă altele. Astea sunt versurile de la piesă. Băi, ce bine că nu ne mai știam. Dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea, aș culege în palmostea să te am pe tine. Am să-ți spun când ai să fii, vorbe pe care le știi, ți le-am spus și cred că vrei din nou. Dacă cerul ar putea să te aducă în viața mea, aș culege palmele ostea să te am pe tine. Am să-ți spun când ai să vii, orbe pe care le știi, ți le-am spus și cred că vrei să le asculti din nou. Absolut genial. Ceru, bă, Horică, te descurci bine, nu zic nu. Atunci când noaptea vine, eu rămân lângă tine. Platoul tău, bebera mea, răsculește. Platoul tău pe masă se potrivește. Corect. Una dintre cele mai frumoase veri pe care le-am petrecut eu împreună cu trupa Proconsul în tinerețe a fost vara în care tu prezentai Neața la Olimp, la mare. Bă, ce mișto. Băi, fiți atenți aici. Bă, ce frumusețe. Fiți atenți aici. Îl invit pe Bodo la emisie, fii atent aici. S-a terminat emisia, hai să ne bălăcim. Intrăm. Bodo, deci asta este o chestie senzațională. Aduce un colac. Mare, foarte mare, da. Un colac foarte mare. Pe care scria Rough Rider. Enorm. Și a fost singura dată când m-am jucat așa. Cu colacul. Cu colacul. Da. Dar fii atent așa, mai ții minte cum? Ne-am jucat, da, mă, normal. Ne-am băgat amândoi în colac așa, că ne încăpeam amândoi și am făcut stânga-dreapta, stânga-dreapta. O, Dumnezeu, n-am mai făcut. Să-l spargem, bă, băiatele, aia. Bă, nu. Pe cum vă închipuiți un colac să ne cuprindă pe amândoi? Despre asta e vorba. Că nu eram chiar mici, nici atunci. Nu, dar eu... A fost o chestie senzațională. Da, și stăteam în fund pe colac și ne balansam. Ne balansam așa. Deci asta e o joacă senzațională, numai că nu există colac de genul ăsta. Nu se vând așa ceva. Da. Colac monstru. The Monster Colac. Să numesc care și să te bălângâne așa. Bă, știu unde se găsesc pe afară, pe la... aquaparcurile de afară se mai dau pe topoganele alea foarte periculoase cu genul ăsta de colaci. Au înțeles. Foarte rezistente. Nu, o să iau, clar pentru că vreau, păi, să mă pălângă. Păi tu știi dacă spun de unde l-am pe ăla, deci de unde am avut colacul ăla. De unde am avut colacul ăla?
Bă, deci pe timpuri cântam cu Elena Cârstea la mare. Așa. Și Elenuța, Nuțica, Cârstea, Nușca, Țițirica, cum îi ziceam noi. Bă, ne-a văzut pe noi, cum ne uitam într-o vitrină la un colac și ca o mămică, ca o cloșcă cu pui, s-a dus și a cumpărat colacul respectiv pentru formație, bă. Elena, și a rămas la mine, da, bă, pentru că era ceva foarte tare. Și ăla e colacul de la Elenuța, da. Trebuie să găsesc poza de acolo. Te rog eu frumos. Nu, trebuie să găsesc poza de acolo. Dar până vine dulcele, copii, atenție! Până vine dulcele. Asta era, lăsați romantismul deoparte. Lăsați clipele dureroase deoparte. Există un singur tren care vine acum la noi. Hey! Hey! Mamă. Tu mai ții minte? Tare, bă, băiat. Tu mai ții minte când o cântam pe asta? Domnilor, dați-mi voie să vă prezint preferata lui Bodo. Tarta de prune. Ho, ho, ho. Bă, băiatule, asta de unde ați mai luat-o, mă, tata? Incredibil, de unde? Cine a făcut-o? Bravo, iubirea mea, bravo, iubirea mea. Băiete, o tartă de prune. Când o să ne fie bine, o să mâncăm o tartă de prune. Când ai poftă de alune, bagă o tartă de prune. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că urmează cele 10 întrebări fulger. Ne pregătim pentru ele. De fiecare dată când mă urc pe masa asta de aici, e greu să mă abțin. Dar, cineva trebuie să vorbească și cineva trebuie să răspundă provocărilor. Bagă. Pescuit la baltă, la mare sau la ocean? La baltă. Extraordinar. Tu dacă în Dobrești nu se va face o baltă, o faci tu cu mâna ta. Avem deja. We have already? Perfect. Bineînțeles. Întrebare. Cu ce vicii te mai lupți încă? Cu fumatul. Te ajut eu. Mersi. Atelier de joacă?
sau studio de înregistrări? The both. Sincer. Sincer. N-am ce face. Cui și de ce vrei să-i mulțumești? Lui Dumnezeu, pentru că a fost bun cu mine și... Și bun și cu cei din jurul meu. Și cu tine și cu mine. Voi. Deci despre asta e vorba. Și mă face să fiu bucuros. Cum ai reacționat când ai aflat că ai fost trădat de oameni? Dureros. Deci am simțit dureri mari până la un moment dat. Până când am învățat și am început să înțeleg că nu trebuie să mai pun neapărat încrederea în oameni. În schimb, trebuie să iubesc la fel ca și atunci când mi-aș pune încrederea în oameni. Da. Care este cea mai importantă revelație a vieții tale? În primul rând, momentul în care l-am descoperit pe Iisus Hristos. Și momentul în care am înțeles cu toată ființa mea că pentru păcatele mele și pentru alea pe care le-am făcut și pentru alea pe care le voi face de acum încolo, El a plătit deja odată la cruce. Foarte adânc asta și ar trebui să înțeleagă toată lumea. S-a plătit în avans. Plata asta în avans mă îndatorează pe mine teribil, teribil de tare. Când cineva îți plătește în avans e... Numește trei păcate. Dragoste. Pe care le vezi cel mai des în jurul tău. Fățărnicia. Un păcat îngrozitor. Minciuna, fățărnicia, care face... De fapt, fățărnicia, mă, și cu asta am terminat. Da, le înglobează pe toate da, trei. Da. Ce înseamnă pentru tine a trăi sănătos și cum pui asta tu în practică? Păi, în primul rând, a trăi sănătos înseamnă a mânca sănătos. Și a trăi... A deschide ochii dimineața într-un loc care te încântă pe tine, ca și privire, ca și peisaj, ca și aer și îți dă energie. Cam asta înseamnă. Bodo, mamă, ce înseamnă iubirea? Smerenie, sacrificiu. Frumos. Și ultima întrebare. La ce întrebare mai cauți încă răspunsul? Oare azi am fost ok cu Domnul? Eu nu știu dacă ai fost cu trecul, dar noi aici ai fost ok cu noi, drept pentru care am așa. Încep cu începutul. Încep cu începutul. Asta wow. Este sticla de vin alb pe care o vei duce acasă și o vei bea alături de Loredana. Este Chateau Valvis, după cum... Este mare, l-am gustat, este foarte bun. Mă bucur foarte mult că îți place. Este foarte tare și îți mulțumesc din suflet. A fost plăcerea mea. Dincolo de asta, aș vrea neapărat să-i duci Loredanei. Da. Un parfum din partea mea. Cu drag. Ăsta este un parfum pe care... Este un parfum, îi zice Happy. Ce tare. Bineînțeles că acolo... Deci o las pe ea să-l miroasă. O să-l las pe ea să-l miroasă. Ce ați făcut voi acolo în Dobrești, știam foarte bine, dar vreau să aud neapărat din gura ta. Îți mulțumesc în primul rând că ai făcut aceste lucruri și cred că mai mult îți vor mulțumi copiii prin faptele pe care le vor face ulterior. Wow, ce tare e asta, da. Ceea ce sper eu este că, în pofida trecerii anilor, la un concert proconsul, când o să fac și eu așa... Dă-și mie puțin microfonul. Da-mă, puțin. Să-i spui așa lui Robert, să-i spui așa lui Dragoș, să-i spui așa celorlalți colegi ai tăi, că e unul nebun Horia, care în continuare, chiar dacă au trecut 20 și ceva de ani, el tot vrea să vină lângă tine să cânte. Bă, și apropo, deci tu m-ai văzut pe mine la o nuntă, cântând la o nuntă. Da. La altă nuntă m-ai văzut cântând în orice piesă. Și după aia m-ai bucurat la ultima mea nuntă. Deci atât de tare mi-ai bucurat sufletul cu prezența ta acolo și cu cântatul, că nu te-ai putut abține și te-ai urcat pe scenă, chiar dacă eu eram mire. Când m-am căsătorit cu Loredana, a fost și ultima mea nuntă. Deci direct, te-o spun, am spus-o atunci, o spun și acum. A fost o mare, mare binecuvântare pentru mine. Stăteam acolo, alături de mine și la nuntă, dar și pe scenă. Eu cred că dacă noi am trecut atâta mari de vreme împreună și dacă nu ne ajutăm
fără să cerem nimic în schimb. Unul pe celălalt, atunci noi n-am făcut nimic. Așa este. Când eram mic copil, ziceam, atunci când voi fi mare, prietenii pe care i-am cunoscut de-a lungul anilor vor fi bucuriile mele, pilonii mei și pe ei. Corect. Îi voi ajuta prima dată. Astfel încât, acum, o să-ți dau ultima piesă pe care o cântăm astăzi. Wow. Asta e lucruri simple. Lucruri simple pe care ai noștri urmăritori le cunosc foarte bine. Sunt Horia Brânciu, iar voi ați urmărit Lucruri Simple. O emisiune despre suflet și muzică. Bucurați-vă de lucruri simple, ele vi se întâmplă în fiecare zi. Mulțumim foarte mult celor care ne-au fost alături. Aqua Carpatica și vinul Chateau Valvis. O să încep eu, iar tu mă vei urma. Ce voi face? Ca într-un labirint. Bravo copii, vă sărut cu drag. Ne vedem la Cerbul de Aur. Să sperăm că se mai face. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Cât de tare, hei! Te rog să servești! Am servit, gata.